Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5. Astăzi o să facem niște curse cu formule. Vreau să dau cel puțin două DNF-uri. Care dintre voi credeți voi că o să luați DNF? Ia. Pânzi. Bun, pânzi. Am pariat $1000 pe Ovidiu. Eu mi-am schimbat culoarea, nu mai zic. Ok, deci am schimbat culoarea. Am înțeles. Stai să vedem ce culori și-au luat. Suntem diferiți toți. Hai să vedem. Pânzi și Cătălin, eu zic că și-au DNF azi. O, bine, mă. Mamă. Hai, mă, are că țin și-o cu tine odată, bă. Deci m-a dat ultimul și tot o să vă bană. Ia, mă, să te văd. Nu uitați, fraților, să dați și voi un lighean, să strângem 1500 de lighiane. Doamne, praf, m-au făcut ăștia. Bă, dar sunteți deșteți voi așa. Mersi. Nu mai lăsa strâng. Care a luat-o bine? Cred că a luat-o greșit nociv. Bine, bă. Și eu m-am luat după Ovidiu. Mergea pe ambele părți. A, e bine. Eu am mers bine, eu sunt bine, sunt numai da, unul. Da, mă, am mers și eu bine, stai că-s după tine Doamne, aici. Doamne, dau drumul la filmare, gata, salutare. Aoleu. Când o filmează Novic, mai conduce și el. Eu am dat drumul la filmare, din greșeală. Hai că conduci și tu dacă Zane, e. Zane, vrei scandal? Ești acasă, aoleu. Animal. Praf m-am făcut. Doamne, ce animal. Opa, uite-te la Cătălin. Ne-am blocat toți din cauza lui Cătălin, păreri? Și acum câștigă Țanu. Bă, dar se controlează greu formula, mă. Mine și... Asta e formula de aia mai hardcore. Deptul pământului, că s-a dat cu spatele animalul pământului. Doamne, eu m-am blocat, mersi, Cătăline. Ce să te joci, bă, cu ăsta, nu mai... Aici rămâne blocat, stai, bă. M-am învârtit aiurea degeaba, așa, cu așa. Asta. Ce face, mă, Țanu? Eu nu înțeleg nicio ce fac. Nu știu dacă am luat-o bine sau nu. Pânzi, bă, l-am vezi că merge opus, bă, Țane, nu mergi bine. Am luat-o bine, mai că am luat-o bine. Ok, am rămas blocat în ceva. Doamne ajută, hai că am luat-o bine. Mă, ce are, mă? Uită-te și tu, opa, opa. Eu sunt exact în spatele lui Țanu după 5 minute în care m-am bătut pe voi. Nu știam pe unde să o iau, mă, voi ați venit repede după mine. Era doar drum în față. Hai, păi, dar eu n-am văzut, eu am crezut că e smecherie, că era checkpoint-ul ăla mai în spate. M-am blocat în ăstea, bă. Bravo, mă, ce ai făcut? Parcă erai șmecher, mafiot. Bă, cum n-ai bezut să ajungi pe scările? Gata, mă, nu mai joacă Cătălin. Ok, încotro? Încotro? Așa. Alo? M-am picat. Nu știu unde e checkpoint-ul. Nu am luat-o bine mai mult ca sigur, dar nici nu știu pe unde să o iau. Alo, gara, o să geată ceva? Mamă. Doamne, dar nu mai suport formula asta. Da, se controlează greu rău, jur. Am mai condus formule, dar asta mi se pare că e mai mare și mai greu de controlat. Da, e mai greu. Tracțiune spate, ce n-ai? Da, nu știu, nu pleacă de pe loc, foarte greu. Nu știu ce e formula asta. Trebuie să fii fit. Te mișcă în gol roțile. Opa, care era la roșu? Era. Bine, bravo. Nu mai bun. Nu, bă, nu, dăm checkpoint-ul, te rog. Nu, ai ce greu e aici. Bă, dar nu urcă niște scări amărâte. Început parcurul ăla, blanao. E cam nasoală asta. Încă n-am găsit checkpoint-ul, dar e bine. Nu, bă, nu nimeresc chestia asta, mov în panda ta, băi, pânzi. Am reușit. Bravo, mă. Și unde e, mă? Vezi că mai e una. În spatele lui Cătălin. Cum ai ajuns tu? Ok. Ia să te văd, o nimeresc și pe aia Barosane. Hai că e nimerit-o dacă e. Ce paletă! Bine, mă, bine. Cătăline, hai să încercăm să furăm cumva. Ce să fur, că acolo trebuie să duci pe sus. Nu cred, pot să jur că am atins checkpoint-ul și nu mi l-o dat. Bă, mă, laș. Bine. Bravo, pânzii. Deci, uite-te, tu ai văzut cât de greu urci scările astea, Cătăline? Câteodată urci în 10 ani. Bă, Novican, eu am zis că țin cu tine, ce faci, frate? Păi lasă, că îmi revin eu. Lasă. Opa. O bucată, bă, bine, mă, pânzi, te salut de aici de sus. Salută-mă, frate. Plăcere, Cătăline. Puțin hardcore cursa, de ce să nu? Ăștia se chinuie pe scările alea, bă, băiatule, tu-ți dai seama. Haide, viața mea, ce obstacol urmează, de la de trebuie să ne schimbăm părțile pe rampă. Aoleu. Ne schimbăm, mă? Ce? Îți renunț la roțile din spate și îți dă roți de bicicletă. Doamne, iartă-mă. De la de mergi pe stânga și după aia trebuie să sari să mergi pe dreapta, în timp ce mergi pe lateral, pe un perete. Mama, dar e incredibil de greu, eu nu mai... De la cum ați avut voi frumos de ați abandonat. Du-te. Care a sărit așa? E, bine. Ai trecut Cătăline, nu? Nu știu ce s-a auzit clopoțelul ăla pe episod, n-am idee. S-a abonat cineva. Ceva alertă, da. Aia, mai uităm alerte pornite, nu știu, frate. Bă, ce câine-i pânzi, bă. Știu. Probabil e membru, vezi. Da, că eu nu știu alertele dacă e. Dar pe asta n-am mai auzit-o.
Mi-a fi băgat cineva alertă în noi. Mersi pânzi de alertă. Hai să te văd aici, domnule, domn. Mamă, ia, te ușor rău, așa-i? Bă, iar e de-aia, mă, e cam aia, de-am șters noi episodul ăla, băieți. Bă, dar e ușor rău. Aaa, și cred că... curios ce urmează. Cred că mai vine, bă, nu cred că e singura. Să vezi numai de nu trebuie să facem două la fel. Dă-te, mă, dă-te, mă. Hai că dacă trec, sunt zeu. Nu pot să cred. Bă, da, ești semi-zeu, ce să zic despre formula asta. Mamă, mai vine încă una, bă, mâncați. Ai trecut de prima? N-am trecut. Și atunci de unde știi, frate? Duce-vă în dreapta. Am văzut. Bă, dar nu pot să trec, că nu înțeleg. Da, ești tot aici, pe linie, bine, te-a regăsit. Da, păi să... A, mă, dacă vin și ăștia... Nu mai întreba dacă am trecut. O să durează, da. O să durează, bine, bine. Credea că n-au de nimeni. Din prima, adică din a doua, scuze. Bă, mai vii una. A, mai e una, Whitey. Am reușit să ajung pe a doua, dar încă... Tu realizezi că mai e una? Păi eu ți-am zis. Hop, am ajuns și eu pe a doua și am căzut. Nu, bă! Mamă, dar nu o să terminăm cursa asta niciodată, cred că. Clar, nu. Da, mă, știți că aveți boost la formulă, nu? A, mersi, dar sincer nu mă ajută oricum. Nu ne ajută. Nu pot să vă zic, frate. Hai, totuși, să încercăm un boost, băi, pânzi, dacă tot. Dar n-are, mă, boost formula asta, de ce minți, mă? Ce troleam, da. Ce glume are el, mă. Dați-ați glume de alea la 30 plus. Da, mă, da, pânzi, pe asta, deja, fă să avem toate butoanele. Bă, formulele, boost. Unele chiar au boost, dar asta n-are. Asta e rab, lume, e cea mai slabă formulă. Uite-te și tu la aia. Ești tu prea gras, nu formula ești. E prea mare, mă, și tracțiune în spate pe formulă, ești nebun la cap. Deci eu pe prima o reușesc. De fiecare dată, Cătăline, după aia nu mai pot. Bă, dar voi unde ați rămas blocați? Că nu a fost nimic greu. Exact în spate. Doamne, iartă-mă. Gata, am reușit. Stai că pânzi, bă, e imposibil aici, bă. Și acum trec eu din prima, cum ar fi. Nocim, ca să-ți faci o idee, n-am reușit să sar nici măcar o dată pe asta. Doamne, ferește-mă, că până mâine stăm. What? Păi vezi, chiar la final numai încearcă să te regresezi. Ia să te văd bine, Vicane. Astea trebuie să le facem, Doamne, sunt din cauza două, asta bă. Am închis episodul. Sunt două, una după alta, fără checkpoint. Bă, eu chiar sunt curios despre ce e vorba. Dar să-mi explicam, mă. Trebuie să sar de pe una. Cum ați închis voi episodul atunci? Da. Eu nu filmam atunci cu voi. Hai că nu filmai dacă e. O trecut tare mult timp, vreo 20 de minute. Eu i-am zis lui Cătălin să lase băutura, dar nu mă crede. Eu nu filmam, bă. Ce porpiz, bă, ce să transformă? Acum jumătate de oră se întâmpla, bă. Acum să zică, dar ce, mă, eu am canal de YouTube? Ce filmam, mă? Bă, dar e imposibil, mă, eu nu înțeleg cum am trecut atunci, că nu pare să fie posibil. Eu acum mi-am dat seama, bă, Țane, cum să fie atât de paletă încât să spui că trebuie să te transformi, să-ți transformi. Cine a zis, mă, așa ceva, mă? Tu ai zis, că e pe episcul. Bă, ăsta ce face, mă? Ce... chiar ai zis ceva în genul ăsta, mă? Nu, eu o zis pânzi și o zis în glumă, a, Doamne, iartă-mă. Da, mai băgați, bă, băieți, bă, mai băgați. Da. Am prins slipstream de la voi și am sărit prea tare. Ai prins slipstream? Ai prins de la mine, Pavle. Dai, mă, perechea de slip. Mă, dar nu se poate, mă, aici, nu, că s-ar prea jos. Mamă, Ovidiu, deci Ovidiu, bă, tu trebuie să votezi acum, ai un singur vot, adică poți să oprești. Bă, el vrea să dea DNF, bă, dar nu mai zic nimic. Eu o singură dată era să trec din prima încercare. El dă DNF, bă, el era să treacă, ia auzi. Păreri? Hai că am ajuns pe clădirea mare din față. Dar eu nu înțeleg cum să schimb eu dacă reușesc nicio. Odată. N-am reușit niciodată. Eu am reușit de două ori, dar nu mai merg. Am reușit odată, dar mi-am pierdut controlul. Nu-i așa de puternică formula, chiar e praf. Foarte slabă. Ah, ce-mi place, bă. Doamne, că o balegă formula asta. Ia uite, bă, că a trecut ăla, bă. Băi, bă. Voi ați trecut vreo unul să vedeți ce urmează? Da, am văzut. Da, eu. Am trecut. Nu vezi, să scriu eu. Deci fără mișto acum. Sunt două, atâta știu. Pe a doua nu știu cum ajungi. Sunt două de astea identice, adică da. Tu ce ai sărit una. Ba, am zis asta acum 10 minute, mă. Păi cine te-a băgat în seamă? Dacă nu am 10 minute, îmi spune că trebuie să schimbi roțile. Deci ai trecut de prima și ai căzut la a doua? Da, am căzut la a doua, adică nici măcar n-am încercat să sar. Că n-am știut unde-i doua. Mamă, și trebuie să sari în partea aia și nu suntem obișnuiți. Cu cât mai devreme trebuie să faci dreapta? N-am făcut nici măcar o dată.
Explicați-mi și mie, Cătălin, nu, pânzii. Nu știu că n-am nicio logică, am sărit doar o dată. Păi, la, la astea de obicei era o logică, dar te aruncă total. Aiurea, nu știu. N-are, mă, că nu se repete la fel. Am ajuns, dar am rămas fără bot la formulă. Nu mă ajută. Doamne, dar n-ai cum, bă! Măcar cred că înțeleg ideea. Trebuie să sar chiar în ultimul moment. Nu. Și să fii mai pe sus, nu mai pe trebuie jos. Să fii mai repede decât în ultimul moment. Da, păi n-am. Că dacă sari în ultimul moment, nu mai... N-ai ce să-i faci, mă, la elaltă, e oribil. Hai că dacă prima o mai... Bă, dar trebuiau să pună checkpoint-uri, mă, nu am, n-am probleme să fac chestia asta de două ori, dar nu una după alta, că n-ai cum, imposibil. Noi n-am dacă făcut niciodată, mâncă. Nu, tu nu te dă pe checkpoint aici. Păi, dar lasă să spună o rampă, să ajungi pe ceva, pe drept, pe... Ce te poți opri place, undeva. Bă, ia, așa, ușoară, cursă. E la pânzi, bă, pânzi, nu pe hartă, frate. Am trecut prima oară, dar uite cum am rămas, Doamne, eu cu pânzi. Am picat ca două balici. Chestia e nici că am făcut fix ca tine. În spatele tău. Bă, dar trebuie să mergi mai pe sus sau mai pe jos, mă? Bă, Țane, trebuie să mergi cât mai pe sus și să sari mai repede decât... E noroc 100%, sari cum poți și dacă ajungi, dacă nu. Doamne, că am făcut un flip de 448 de grade și m-am întors cu roțile în sus. Și le-a numărat, mă. Nu, că acum s-ar fi antenă. Deci acum o simt. Ia uite. Unde s-ar face? În gol, uite-l. Ăla roșu erai tu, nu? Nu, roz. Nu. Mamă, ce frumos m-am dus. Dar n-am sărit mai bine, stai liniștit. Dar nu mai nimerez, mă, tot timpul dau cu lateralul aici pe rampa asta. Doamne, iartă-mă, eu n-am trecut nici de primă. E așa, am trecut de fiecare dată la ultima. Okay. Dar la ultima nici nu mai poți, mă, că te uimește. Opa, că am trecut de prima, acum sar, acum sar! Hai, bine, știi că nici pe aproape nu ești. Nici pe aproape, zici, nici pe aproape! Nu pot să cred, nu pot să cred, după 400 de mii de ani am trecut bine, bă! Doamne, ireal, nu că nu ne chinuim de mult timp. Cred că el nu a încercat deloc. Nu a n-am încercat, frate, deloc. Hai mă, n-ai ajuns până acolo aproape niciodată și ai ajuns prima dată și... Să cred că am reușit, băi, deci... Dar și pânzii au reușit. Nu vă imaginați prin câte am trecut pânzii, au și ieșit, frate, între timp. Am rămas trei oameni. De la grele, înjurături, de la au ieșit. Frate. Vai de viața mea, deci eram pe punctul de a renunța, efectiv. Haide, capul meu, la ce checkpoint suntem? 11 din 30. Aoleu! Deci dacă mai urmează, este azi, ce mai urmează? Bă, rugăm. Momentan nu pare greu, numai că este o paletă. Adică nici ușor nu-i, dar niciun caz imposibile ca alea. E totuși lejer. Trebuie să vedem partea plină, nu ceva. Pânzi, eu ieșit anul trecut, mai suntem noi doi pe rampă. Da, deci da. O să vă dau de ba, nu, tot trebuie să termină unul dintre voi, nu? Da, frate, termin episodul și aia e. Da, da, măcar n-am luat DNF ca pânzii. Ăla e DNF urât. Bă, ieși, nici nu mai contează, bă, deci dacă n-ai ce să zici de obstacolul ăla. Oficial e cel mai greu obstacol pe care l-am avut vreodată în viață. Oficial cel mai moftic, că tu ești primul care ai trecut. În viața asta nici de câine. Nici facultatea n-a fost grea. Aua, el o joacă de copii. Pe lângă chestia asta. Stai așa, stau așa, că nu devine nici de cum mai ușor. Ok, cum trec de aici dacă mă încetinește, frate meleu? Bă, e imposibil ce se întâmplă aici. Am înțeles, cred că trebuie să trec din prima. Mamă, iar te pune să treci din prima de chestii. Deja m-am demoralizat, că știam că eram toți aici, parcă era mai amuzant, da? Mamă, eu n-aveți idee, parcă mi-am dat un restart, un refresh. Când am văzut că da, am trecut. Da, să vezi ce fain e, Cătăline. Rămâi singur și toată lumea să fie. Ai puțit cumva, bă? Nu, bă, nu. Săracul pânzi, bă, păcacul a plecat. Voiam să vadă reușita asta. Ce păcat, mă, s-o enerva. S-o chinui și el destul de mult și au zis, nu mai, frate. Opa, aparent puteam să trec ce paletă azi. Dar din nou, checkpoint-urile spuse destul de rar, că de ce nu dacă da? Pățane, bă, dă-ne, bă, teleport la tine. Ui, acum, nu frate, stai așa. Stai așa că-ți dau, nicio problemă. Deci eu încă refuz să cred că am trecut de chestia aia, bă.
Da, deci și eu refuz să cred. Ai fost noroc că ai ajuns odată acolo și ai trecut din prima. Da, deci eu n-am prea reușit să ajung pe a doua chestie de albastră, dar și când am ajuns. Ai rupt. Am rupt tot ce am putut. Mamă. Bă, adevărul e că e foarte slabă formula asta, mă. N-are putoare, nea, nu stă lipită de drum. N-aș pare rău de tort. Da, mă, să dăm vina pe formulă, nu pe skill. Ho, mă, că am trecut. Că nu ne-am chinuit. Opa. Turul ăla care a fost tot de mare. Stai, niște că am trecut, nu mai îmi pasă de nimic, atât am vrut. Mă, când dau de o cursă grea, zic, bă, asta e cea mai grea cursă, nu mai n-ai cum. Până a doua zi, când dau de o cursă și mai grea. Dacă stai să te uiți, asta e împărțită pe culori și pe chestii ca să-ți calculezi. Hai să ne calculăm de unde ar trebui să sărim. Mă, sincer să fiu, eu am sărit în principiu fără să folosesc 5 și 8. Și am sărit undeva cam din... aproape de jos, dar nici prea jos. Undeva între jos și centru. În Madagascar. Undeva între jos și centru, Barosane. De acolo m-am dus și mi-am luat avânt și PAC! Aia a fost. Bă, deci am ajuns la ultima... I-a revenit hype-ul, mă. Păi cum? Nu e și normal? Eu nu mai pot, eu deja sunt... ultimele puteri mi s-au dus. Alo, stai, așa că... toată... Nu tu țanul să treacă de partea de jos spre mijloc, cum zice el, că așa mi se pare imposibil. Așa am trecut, frate. Așa am tot încercat, că m-am gândit că am găsit schema și chiar a fost schema, schematică. Nu pot să cred că... iar am un perete de ăsta de genul ăla. Doamne, aaa, bă, că e inuman. Bine, nu e așa, dar iar trebuie să merg pe pereți și nu mai sunt în stare că mi-am pierdut toate skillurile. Mă dor degetele de la cât am apăsat acolo. Mai cumpăr niște pufuleți, frate, că am auzit că oferă skill. Da? Nu-i auzi, mă. Mă, pentru gluma asta era să-l dea afară de la grădiniță pe vărul meu. Pe vărul meu, de parcă nu suntem frați și mai la vărul. Sau cum e vorba aia, eu nu... nu-i vărul meu, că m-am certat cu el. Nu-i frate, nu. Ce? Era un banc. Era un ban, mă, nu știi bancurile. Nu, nicio. Da, am rămas blocat la altă chestie, stai să încerc o schemă. Ah, tot nu merge nici așa. E bine, oricum e bine să fii blocat la alt obstacol decât să stai la același jumătate de oră. Hai că n-am stat dacă e. Nociv, dacă reușesc, nu, nu, nu. Nu, bă, cum să... Ha, am sărit pe lângă, bă. Bă, nu, ceva am vrut să zic că te părăsesc, bă, da. Te părăsește, bă. Nu da cu roțile în sus la următoarea rampă. Bravo. Da, și eu trec de prima și atât. Da, mă, toți treceți de prima. Gata, mă, în sfârșit. Ia când mi-o dat mașină. Mi-o dat un jipan. Cu ăsta n-ar trebui să mai fie greu. Ce viață duce el, mă. Condus, mă. Ești ca pânzii, conduce cu motorul și el spune că i-o dat mașină. Ce motor, mă? Cum au zis pânzii pe episod, bă. Eram în cursă cu motoare. A, pe da, mă, da, aia nici nu pot să consider mașină. Mi-o dat mașină normală, gen. Simajiv, apreciez. Formula e mașină normală în panda ta. Da, frate, e mașină normală, are patru roți, are motor. Au, oh my god, era să trec, bă, nu pot să cred. Bă, eu am zis la începutul episodului că pânzii și... nu, pânzii și Cătă și-au DNF. Deci... era la limită, s-o pus bine, dar n-am mai avut putoare. Încă sunt șanse, pânzi este rip. Hai de novicane. Încerc, bă, chiar încerc, sincer, o să mă simt bine da. Dacă trec măcar de asta. Chiar era nevoie să-mi pună 4 miliarde de obstacole fără checkpoint? Da, frate. Vai de viața mea cât am de mers fără checkpoint, nu vă puteți imagina. Doamne ferește. Uite, bă, că o trebuie să facă. Uite-te da. Cum to! Bă, Tane, bă, știu că e episodul tău, bă, dar lasă-ne, bă, să înjură. Bă, mai enervați-vă un pic, că sincer, mă, cam hrănesc un pic când vă enervați. Îmi place rău. Iar o să auzi clopoțelul ăla. Ai panta, malefic, bă. Se abonează lumea, cred că, bă. Da, mă, se dezabonează lumea. Nu pot să cred. Atât ți-a abonează, face el. Abona pe oră, nu, mă, era, sunt notificări de la Trovo, cred că, mă. Bine, nu că pe YouTube aș face mai mult, dar, mă. Abonați-vă la CTY pe Trovo. Măcar, hai că să uite cineva până în punctul ăsta pe episod. Hai că e lung episodul dacă e, nu-i ca și cum l-am tăiat. Dai seama că acum taie și faza asta de acolo. Nu pot să cred, a treia oară am căzut în același, exact în același joc. De ce nu mă învăț minte că trebuie viteză? Ferrari. Am picat a treia oară. Noi ăștia care încercăm de 50 de minute același geam. Parte de oră. 40. În momentul de față eu sunt la jumătatea cursei.
Asta o faci pe mai multe episoade, frate, sau cum? Păi cred că pot să fac, să încep un live. Fac și un live de 2 ore, plus ce am făcut până acum și suntem ok. Da, îmi place cursa, îmi place. Doamne, iartă-mă, deci nu doar că-s checkpoint-ul, rar, e și greu. Mai mare pain în tracțiunea spate, băi. Renunț. Ok. Nu, că am învățat schema, aparent, aici puteam să merg așa liniștit, dar eu mă chinuiam, frate, că de ce nu? Am luat checkpoint-ul! Bine, mă, Doamne, ajută pe șustache, chiar am căzut la limita limitelor. Doamne, când am crezut că e mai ușor când dă jeep-ul ăsta... Da. Am dureri de cap deja. Ai, la grene. Ce mai ajuns tu la jeep deja? Nu, mă, te-am întrebat. Ce ai întrebat? Jeep-ul ăla care mă disperă pe mine? A, nu, aș vrea eu. E un jeep de ăla vechi, dar în același timp pare tunat, că are o viteză de te distruge psihic. Ce poți să dorești mai mult de la o mașină, frate? Ok, hai că am sărit bine. Perfect, chiar nu bine. Ok, dar checkpoint? Mulțumesc, nu? Cum te simți acum când știi că ai cum? What is this? Cum ar trebui să trec acolo? Bă, mă, lași! A, deci așa te simți? Ok. Bă, am dat un obstacol unde nu înțeleg ce trebuie să fac. Cască, ok. Cred că trebuie să trec peste tunelul ăla, altfel nu-mi explic cum aș putea. Doamne, ferește, dar nu că nici peste n-am cum. Ia, poate trec din greșeală. Hai că... Nu, e imposibil aici. Mă, cred că renunț, mă, deci nu înțeleg ce trebuie să fac. A, bă, nu, ceva, ne bătumește mult. Eu cred că dau alt F4, nu mai am mult. Mă, și eu să mănânc, că până zi duce viață bună acum. Hopa, 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 că am căzut! Zi, te rog, iau checkpoint-ul! Am căzut bine sau nu? N-am căzut bine. Ce ziceți, bă, la pluștelor? Sunt multe tribune de astea. Ia că mă duc acum, acum nimeresc. Eu sunt tot acolo până. Nimeresc. A, am căzut la ultima tribună. Nu mi-a dat checkpoint-ul. Nu mai mintiți, mă. Hai, bă, și mă dă în spate de tot. Bă, cine e de pe față? Am căzut de vreo 4 ori la ultima tribună. Stai liniștit. Acolo am tot stat, m-am enervat. Ce, mă? Tu la curta aia sunteți? Nu, frate. Ce cursă, mă, frate? Păi tu ai mâncat. El deja m-a mâncat, mai cu burta plină, mă. Mai episodul nostru, ăsta. Ce? Mai episodul nostru. Ia că poate nimeresc checkpoint-ul. Te rog. Bine, mă, cred că am sărit bine. Perfect pe roți, frate. Bine, mă, au venit și pânzii între timp. Bună ziua, pânzii. Ha, noroc. Salutare. Ce fericit. Mamă, altă rampă de asta. Bă, și cu jeep-ul trebuie să facem de asta, ești nebun la cap. Ce? Olu, trebuie să facem o rampă din aia de mergi pe lateral cu jeep-ul ăsta, ești nebun? Bine. Sigur merge jeep-ul ăsta atâta, mă? Bă, nu. Oricum, eu sunt mulțumit că am trecut și de aia acum. Avem doar 50 de minute momentan, este totul în regulă. Doar filmăm cu Novicanu, nu era regulă. Da, e fain, îmi place să filmez. Deci jeep-ul ăsta n-are putere nici... M-am mai găsit la GTA vreodată. Bine, mă bucur. N-are putere jeep-ul ăsta nici să meargă 2 metri. E bine. Opa, ai comers, o mers. Băi, ilegal ce se întâmplă aici, jurul. No. Trebuie să vină poliția GTA-ului și să aresteze proprietarul acestei hărți. Iar cum ar trebui să merg pe perete cu jeep-ul ăsta care n-are viteză deloc? Ia că am prins schema. Aoleu, dar nu-i checkpoint. Aoleu. Imaginați-vă că e aproximativ ceva de genul unde ne-am blocat, dar cu jeep-ul. Și tot așa, două de astea fără checkpoint, este totul în regulă. Serios. Hai că poate totuși mai ușor, nu că nu trebuie să ne dăm chiar peste cap. Te rog. Bine, mă! La limita limitelor. Ok, trebuie să sar undeva jos. Pe drum. Mamă, stai așa că avem un checkpoint pe drum. Mai vedem și noi drumul, bă. Opa! Nu se simplifică, stai tu liniștit, 20 din 30. Am ajuns pe drum și acum urcăm iarăși, sigur că da. Oricum eu-s mulțumit că mi-a dat jeep-ul ăsta față de formula aia urâtă, du-te, bă. Bă, de ce mă grăbesc la tribunele astea, bă, cum a zis? Tu că ești palețian, frate. Tot acolo, Novicane, tot acolo? N-ai cum, nici nu vreau să-mi imaginez, ce.
Cred că e un pic apreciază trist. Că n-am renunțat, frate. Așa e că e un pic trist. Nu. Și ce e trist că dacă ăla și începe tribuna, rămâi blocat, scad roțile acolo. Bă, nu, chiar vezi că poți să faci balans pe acolo, nu prea e stres. Deci te rog să nu mai cazi la ultima, te implor, te... Doamne, cât am de mers până la checkpoint, își bate joc de mine. Bă, de ce au pus checkpoint-urile atât de distanțate, mă? S-au trișat, bă, aici. Cine, mă? Tu, bă. Unde ai ajuns? La tuburile alea. No, eu la tuburile alea am putut să trec doar sărind efectiv peste ele cu viteză. Altcumva eu n-am putut. Păi nu știu dacă merge altcumva, că am încercat și n-am reușit. Ah, cred... Opa, opa! Cine și-a distrus micro? Bubuiala! Bă, îmi dă motor! Au fost din generație în generație, bă, dar cred că s-a stricat ceva, bă. E bine. Că Nociva are 600.000 de abonați, țanu are 200, eu n-am nici 30. Ai cam 200 dacă e. Am mare motor acum, parcurs cu motor! Ha, ce-mi place! Îmi place rău, bă. Stai că merge prea tare motorul ăsta. Prea tare, dar prea încet în același timp. Bravo, mă! Cel mai forță motor din lume. E de la de viteză și trebuie să faci parcurs cu el. Da, țane, am reușit să țar dintr-un tub în alt. No, eu n-am reușit. Bravo ție. Ok, și aici ce trebuie să facem vreo să... Ah, oare reușim, mă, sub o oră? Ce ziceți? Facem performanța asta? Eu zic că nu, sincer. Nu, deci... Mi-o dat motorul, okay. Direct o rampă imposibilă. Să sar pe tub, nu în tub. Păi pe tub am sărit și eu, na, nu pot altcumva. Doamne, păi dar n-ai cum să faci parcurs cu motorul ăsta? Am motorul ăla, de nici de are roțile dubioase, de chiar numai pentru viteză. Trebuie să, să sar peste găuri cu el, chestii. Eu te mă. Ok, și de aici? O, băi, vă dați seama că noi pierdem, cred că, la un episod de GTA, cam o oră, zi din viață? Da. Nu, a, cam o zi din viață, gen. Bine. Băi, deci, ăștia cum au trecut, mă, de aia acolo cu formula? Eu nu înțeleg! Ușor, frate, ușor. Da, bine, ușor. Am zis, se poate. Păi și cum ai trecut? Cum ai reușit? N-auzi, mă, că a fost ușor acolo. Auzi, bățane, trebuie pur și simplu să te îmbârți în cerc. În bine, mă, lasă-mă, că am trecut de aia, nu mai vreau să-mi amintesc, vreau să iau doar checkpoint-ul ăsta. Gata, bă, l-am luat și pe ăsta. A fost super ușor, bă, pânzi, bă. Nu, m-a aruncat în spate. Nu, cred că am făcut tot ce m-a aruncat în spate când se auge. Bine! Mamă, am checkpoint-ul pe stradă, cred că atât a fost. Stai că-mi dă iar altă mașină, nebunesc. Mi-a dat mașină... Ce-mi dă, mă? Mi-a dat iar Jeep-ul, ok, nu poate fi atât de rău. Bine, bă, mai am finish-ul, hai să vedem, nu pare greu. Doamne ajută! Voi vă dați seama că reușesc să termin cursa asta? Niște aplauze, vă rog? Bă, zice, chiar aplaudă. Meriți, că eu nu mai... Meriți, bă, nu meriți. Da, nu pot să te aplaud, că nu mai am energie. Mersi. Bun, mai am de sărit peste două bănci și am luat finish-ul, atât am vrut. Iată, ultima bancă, ultimul obstacol. La ultimul obstacol nu mai pot. Deci am reușit să mă încadrez în sub o oră. Și gata, bă! Felicitări, țane! Dau DNF așa de... Nu mai zic nimic. Hai că ați plecat dacă e. Mamă, bă! Ia uite-i pe aia. Costin n-a dat drumul la filmare. Scuze, Marius n-a dat drumul la filmare. Aproape că-l cred, încă un pic. Ce faceți, bă? Formula 1, dați-vă! Acum o să fie o hartă ușoară, fac pariu pe ce vrei. Busta asta, bă! Bă, la cum văd eu cât de mare e, nu cred că hartă ușoară. Eu zic că da. Am vrut să zic de ce s-o opri Costin, dar mi-am dat și eu seama o secundă mai târziu. Opa! Granio! Salutare! Bă, animale, bă! Ce ai făcut, frate? Uile, uile. Hai să ne ajungă. Bă, ia aici obstacol, urmează pânzii. Ma. De la cum le place nouă. Stai, mă, un pic aici, trebuie să-ți ia vânt, mă. Asta e hartă ușoară să mă bată mama. Da, să spargi. Cu cap. What? Aoleu! Mamă, eu n-am mai văzut așa ceva până acum. Hai, mă, că i-am mai văzut, prieten. Astea zilea de plan la Căta, bă. Păcat că nu e aici. Păcat că Căta nu mai filmează. Ai văzut, da? Cum am făcut? Am văzut, da. Bravo, care o trecut? Bravo, bă! Ia uite, bă, că trec toți, numai eu nu pot. Ce ai, mă?
Aoleu. Dar ați văzut că mai vin, adică nu e prima, checkpoint-ul e după ce trebuie. A, deci trebuie să facem mai multe. Aoleu. Rotește toate. Tocmai a zis că o să fie o hartă ușoară. A zis, a zis. A zis, da, și făcut. Ia bă, bă, care-i bă ăla galben, bă? Eu. Mersi, frate. Uite, o sărit, o sărit ăsta, mă, dar vezi că mai ai una. Sau două mai ai, trei. Și fără checkpoint? Da. Fără. Uai de viața noastră. Nu. Păi da. Păi și unde care, mă, că nu mă pânzi eu trecut? Că eu încă nu înțeleg unde trebuie să ajungem. Tot așa, păi pe peretele ăla. Păi nu trebuie nici de prima, mă. Păi niciu. Uite că am trecut de prima, bun. Bine, am, ce bun am fost și eu, profesionist. Salutare. Am învățat ăla acolo. Da, am trecut, am trecut. Bă, am învățat schema. A, deci trebuie să urci. Vai de cap. Ceaa. Mă dați seama? O să dureze mult. Prima, dar gândiți-vă că mai văd încă două fără checkpoint. E bine. I-am învățat schema, vă pup. Oh my god. El a învățat schema. Bă, ăsta chiar a trecut, ești nebun, mai are una. Nu pot să cred. Cum, mă, nu erai tu ăla care a trecut? Nu. Ce puțin mai aveam. Eu am căzut. Am trecut și eu de prima, am trecut de prima. Am trecut și eu de prima. Să nu mă vedeți. Hai că ai învățat vreo schemă dacă e. Stai, bă, Nocip, că cred că știu și o schemă. Eu nu mai trec. Și că ai învățat vreo schemă, cred că știu și o schemă. Ah, n-o vrut, mă, n-o vrut. E bine că suntem la al patrulea checkpoint. Am zis că e cursă ușoară. Mamă, deci acum să trec, băi, impecabil. Deci acum trec de prima, e foarte ușor. Da, prima văd că am început să o trecem toți. Da. Dar a doua nu. Mai am eu pe prima, voi vă încălțați cu fesul, bă. Mamă, cum a pic. Mamă, am ajuns și eu pe a doua pentru prima oară. Doamne. Acum trece, nu pot să cred. Ia care e? Uite, bă, la Marius Costin, ce trece el, mă. Hai, dă-te ca să treci mare, mă. Opa! Ai trecut, o trecut, mă? Am trecut amândoi, nu pot să cred. Acum păi vin și eu, stați să vin mai trecut, mă, dar... Da, mă, da, ne-ai așteptat, știu. No, pentru mine curs aici se termină. Respect, frate. Paul, și eu. Nu pot să cred. Dă-i, mă, dă-i. Bine. Hai că, sincer, am impresia că nu o să se termine foarte repede, chiar și dacă am trecut de alea. E bine că a căzut sus de tot. Zice și voi bancuri că eu n-am ce să filmez aici, adică zice e verde și aleargă prin pădure? Un castravete sportiv. O haită de castraveți. O haită de castraveți, da. Sportiv? O știam asta. Depinde, dacă vrei, da. Mai aveți? Cam da, atât am avut glume în program azi. La 3 noaptea ce glume vrei să zic și eu? Mersi, te știi cine e roșu și fuge prin pădure la 3 dimineața? O haită de roșii. O haită de roșii? Nu, o haită de castraveți cu ketchup. Asta a fost next level, ce pot să zic. Tot respectul pentru gluma aia, ți-ai câștigat respectul, zic eu. Doamne. Castravete cu ketchup, like. Bă. Merit un like pentru asta. Trebuie să gust, like trebuie să văd. Pe data trebuie să te filmezi și să pui Olivia încearcă castraveți cu ketchup. Olivia. Și să faci la începutul clipului. Doamne. Păi nu, mă, că te pun pe tine la începutul clipului. Ah, din clipul ăsta. Bă, ajutați-mă eu și pe mine să trec. Zici că cerșește. Bă, țane, mă. Doamne. Ajută-mă, bă, deci pe bune, opuță. Ajută-mă și pe mine aici, că e checkpoint în față, te rog eu, pe mă. Pe bune, că mai am până acolo. Nu vreau să mă împingi un pic. Băiatule, bă, nu vreau, de ce vrea. Nu, de ce, poate ajung eu, Costine, și eu te împing sau jos. Sau tu, nu mă împingi, da, eu puțin, tu, mă. Da. Hai, mă, frate, că e checkpoint-ul aici, nu face de astea. Nu hai, face, bă, oviță, de astea, bă. Fără viteză, bă. Păi și cum să te împing, frate? Mamă, m-am țin, dus eu. Vine un pic, așa și împinge, mă, puțin. Hai, mă, că chiar l-am zis ăsta, mă. Gata, mersi. Nu pot să ajung pe a doua, bă, bă, să mă bat. Nu pot să cred. Am căzut și eu, Doamne! Mai eu aveți, nu mă? Mai pot. Nu poți să treci de ultima aia, mă, că e gaură prea mare și trebuie să accelerezi și pici. Dar ce sunteți, mă? La următorul. Nu cu mult în față, da, la următorul. Bă, deci ce curte, bă. Las GTA 5. Ei, suntem la 5 din 6. 5 din 6? Mi-a morțit mâna, bă, să-mi... Care eu picam așa random acolo? Eu. Doamne, dar accelerez mult prea tare acolo, de da, ce? Are putoare prea mare. Tia, până la podea și 2. Opa, am trecut de gaura aia. Acum m-am dus prea încet, nu pot. Mamă, Cătăline, unde ești tu, Cătăline? Gata, bă, checkpoint-ul, sigur!
Miorlea și el aici cu mine dacă e. Nu-și la singur DNF-ul. Mă, dar nu mai pot să trec de prima, ceea ce e imposibil. Doamne, cât de grea e harta. Vă rog, eu nu vă mai plângeți, vă rog eu frumos. Bine, frate. Adriane, dă-te așa. Stai, bă, Marius. Stați liniștiți, că nici la următorul nu pot. Deci, imposibil, sport monitorul. Sport ce mânai tu, bă. Dacă vrei, sparge-l pe-a meu. N-ai tu pe o să faci un clip în care ți-l spargi. Și-l pun la mine pe canal. Ia, mă? Oricare, mă, dacă sunteți tari. Ia, mă, dau cu mașina peste el. N-ai tu pe-o. Pisica mică la 3 dimineața. Bă, da, eu am rămas blocat la checkpoint. Știți, mă, pisica aia după TikTok? Nu, Doamne, băi, dar cum prinde... Da, bă, știm pisica aia. Aia care apare de 3 ori și zice... Care vine să-mi iau un mic boost? Vă rog eu din suflet. Eu vin acum de față. Vin eu, mă, că și eu am fost ajutat, bă. Da, tot acum. Mă, câte mai am de făcut, ăștia nu-s normal la cap. Stai așa că nu mai vin, mă, stai un pic. Ok, am trecut și de asta mai am una. Hai de viața mea. Ok, am trecut și de asta, mamă, pro player. Întârzi 5 minute. Îmi întârzi Uber-ul. Am cam. Doamne, ce frustrant e să rămâi blocat aici. Nu să trecem niciodată de aici, băieți, vă zic de acum. Doamne, iartă-mă, la penultima am căzut, nu mai pot, înnebunesc. Am băgat viteză maximă în W, nu, o blană încerc, și... Așa mi-a zis mie, Oviță, să mergi încerc. Dar nu e combinație, mă, dacă bagi viteză, iar am alunecat acolo, să bată sorme. Are și soră, stai, auziți. Aflăm chestii noi despre el. Ioana. Nu, dacă pic aici, mor. Bine, logică, mor, dar nu în sensul ăla. Hai, bă, Oliviu, zi-mi și mie cum ai trecut. Uită-te unde m-am blocat, bă, refuz să cred așa ceva. Da. Opa, am trecut, să muriți de ciudă. Nu, murim de ciudă. Aș vrea doar să termin cursa asta. Murim, mă. Urmează ceva și mai greu și... stai, nu știi că am trecut 3 metri, atâta. No. Niciodată în viață nu o să trec aici. Dar nu interesează, mă, ce. Ia, uite, am trecut dacă n-am... Iară. Mă, lui iară am căsut. Cred că am înțeles care-i treaba. Costine, trebuie să te pui un pic. Bine, bă, și un după pic. Aia se dai blană, te dai în spate. Un pic am trecut blană? După jumătate de oră. Da, cred că așa se face. Bă, Coco, ai băgat viteză, mă, la alea acolo. Da, mă, trebuie viteză. Cum n-ai venit, mă, că am mers? Pic blană trebuie să-i dai. Păi cum? Bă, acolo la băncile alea trebuie să te pui în fața ei un picuț și după aia accelerezi. Eu nu vine să cred că am trecut. Mie nu-mi place curtea asta, eu nu mă bucur la timpul ei. Cum adică la timpul ei? N-am înțeles. Știi că în viață, gen, trebuie să te bucuri de fiecare la momentul lui. Eu nu mă bucur. Bă, ce am greșit, m-am luat-o invers, mă, eu mă întorc la voi, ce fac? Viteză mai mare. Trebuie, mă, să-i dai big blood. Asta vine înapoi la noi, mă. Ziceam de deep și ăștia nu mă. Nu pot să cred ce am greșit și ce trebuie să fac, ești nebun la cap. Doamne, eu nu mai pot. Eu nu mai pot, eu o să renunț, cred că. Eu mă întorceam la voi. Bă, dar o video la ce pui? Da, mă. Mersi, ăsta, Costin. Plăcere, plăcere. Uite când, să știi că poți să te ajutor când. Sunt la 7 din 13. Ala, te-a ajut și eu tot așa. Ia, acum sar. Hai că sar. Bă, cum e posibil să sar acolo, mă? Să ne pa posibil, mă. Nu e posibil, frate meu, dacă eu îți zic. Pasam contigo, amigo. Bă, că e posibil, ești nebun, am trecut. Dar n-am checkpoint. A, așa, am înțeles. Doamne, cum mă să cadă roata aici, mă? Uite-te și tu că face mișto de mine jocul ăsta, nu-l mai suport. Hai, sari, Costine, că poate mă împinge. Cuplează-mă la 4x4 și dă-i big blană. Păi da, sunt la 4x4. Păi, mamă, am luat checkpoint-ul, nu poate. Sari, că oricum aici stau dacă nu. Sari, mă, odată. Bine, nu, hai că aici, aici nu poate fi atât de greu. Băi, ești nebun, mi s-a spart roata, nu pot să cred că poate să-ți bubuie cauciucul. Tot acolo? Mă, cum să-mi bubuie, mă, cauciucul? Îți dai seama și cauciucul pleacă de lângă tine. Nu mai tu rămâi. Care, mă, că am plecat de mult. Ăștia doi nu mai ești gata? Costin, e real. Big plan. Vine Costin acum și mă întrece. Hai că mă întrece vreodată dacă e. Costin, dacă e! Doamne, dar nu e, bă, e imposibil să ne fac posibil. Lasă să vezi tu ce urmează.
Da, mă, respawn, dar ar dracinea de rampă. Hai, ok, da, am trecut. Hai, mă, să te ajut. Mersi, mersi. Păi te chinuiai acolo, hai să, să te ajut să nu te mai chinui. Bă, ia, hai, împinge-o și pe mine puțin. Hai că te împing. Păi mă, că nu facem burnout, ba, facem. Hai că mai ajut să mă împingi dacă e. Îl sparge monitorul, mă. Are ce are cu monitorul ăla. Da, nu știu ce are, el și cătă. Pânzea spar cauciucul de nervi, ce ai? Vai de viața mea ce urmează, e imposibil. Te urăsc. Bun, am întors mașinița. Hai mă, fii-mi iar scârbă de harta asta. Și de aici cum ar trebui să sari eu în stânga, bă, băieți? Am căzut cu spatele. A, lasă, lasă, că am trecut. Cu spatele o fac, bă, cu spatele o fac! Opa, eram aproape. A, și eu am renunț. Fost aproape de atâtea ori. Bă, cum se blochează never mașina. Never give up. Bă. Am trecut, am trecut, am trecut! Nu pot să cred. Deci dacă pic aici, doar alte 4. Că încă n-am luat checkpoint. Nu pot să cred. Stau de 40 de minute acolo, bă, și cursa are 36. Costine, nu! Costine, și eu voiam acolo, Costine! O trecut Costin? Da. Nu pot să cred, când am trecut eu, o trecut și el. Bine, mă! Doamne, ajută! Mamă, eu cad mereu la 3 euro. Mamă, sunt fericit din nou! Nu pot să, nu pot să cred că n-o luat checkpoint-ul. Stai că moare tataia. Care tataia, mă? Ai un pic grijă, despre cine vorbim aici. E ăla moldoveanu, mă. Nu pot să cred că dar nu pot să trăiești de asta. Dar cum ai reușit, Costine? O să vezi. Cum o căzut, mă, că n-ai cum să cazi acolo după aia. Hai că n-ai cum să cazi. Păi trebuie doar să mergi pe drum în față, atâta. M-a sucit, frate, m-a sucit pe drum. Te-ai sucit tu, mă, ești. Mamă, păi și cum trebuie să trec eu de asta, frate meleu? Doamne, cât mă bucur că am luat checkpoint-ul ăsta. Mamă, nu cădea, bă, băiatule, bă. Bine, mă, nu cad, stai sari mult mai repede, adică înainte să înceapă umbra, nu? Costine. Da. Vorbesc de umbre, mă. Opa, am trecut. Ochii din ombre. Nu! De ce, bă, am trecut și odată, bă. Voi aveți umbră în ochi? Da. Of, doamne. De unde crezi că vine ochii din umbră? Cât așteptam eu filmarea asta. Incredibil, bun. Dar m-a pus invers. Costine, am ajuns, dar invers, am o mică problemă. Ok, am trecut, bun, bun, bun. E bine, ține apăsat pe A sau pe D, mă, ține apăsat. Cam câți kilometri mai am până la un checkpoint? Vreo 20. Ce azi, mă, că e 3 dimineața, mie să nu mai pot. De ce mai că e 3 dimineața, că eu am camera pornită și geam spatele să vede de lumină. De la cameră. Mamă, gata, am trecut. Are brightness-ul pe... Atenție la mea, atenție, o să pic aici, e aici iară. O să pic aici. Cum, opa, am trecut iar, ești nebun? Nu pot să cred că l-am trec aici, mă. Ca să l-am păvită, cum zice. Eu nu pot să cred că o trecut nociv acolo. Vorbiți toți deodată ca să înțelegem, da. Bine. Mamă, cât o ajuns nociv, am trecut și eu până aici. Deci nu pot să cred că o ajuns nociv. Doamne, ferește, mă. Și ce fac aici, frate? Dar nu mai zice nimic gușterul. Ai văzut că nu poate țipa aia când trece? Tace ca pândarul. Cine? Știi ce urmează? Tu. A. Iară e o bancă din aia, bă. Mă, dar cum treci aici? Aici mi-e fricuță, de ce să vă mint? M-am răsturnat, am căzut. Ți-e fricuță? După care aici am căzut data trecută. Săgeata aia mă arătă, spuneți-mi și mie! Bun. Am stat 20 de minute la săgeata aia, mulțumesc. Nu mai știi ce săgeata, ai trecut mai devreme? Mamă, m-a aruncat pe... Pur și simplu, mergi pe ea, nu-i nicio schemă. Să trec prin ăsta, ești nebun la cap. Curba aia acolo cum fac? Doamne, ferește-mă. Doamne, unde am rămas? Încape mașina pe aici? Nu. Bă, să mor tu că m-a aruncat în pătrățelul ăsta și n-am cum să cobor din el. Doamne, nici eu nu mai pot, Sane, cum am făcut până acum. Am dus de 2-3 ori, nu mai pot acum. Cred că nimeni merge cheat-ul. Nu, bă, să nu cazi. Doamne, ferește. Ok. M-a ajuns până aici, este bine. Încet, încet, Sane. Dacă trec de asta, zeu. De ce vorbește Oviliu? Persoana care cine, mă? Săracă pânzi. Are brain damage în momentul ăsta. Cred și eu, după 47 de minute de parcurs cu 5 checkpoint-uri. Nu mă joc niciodată, mă jur că nu mă mai joc niciodată jocul ăsta, că nu punez!
Nu pot să cred că urmează după aia o săritură. Bă, bă, cum se... Mamă, doare capul. Îmi bubuie verde. Materialul prost. Bă, bă, cât de diabolic e ăsta, mă? Bă, ascultați-mă, vă rog eu, măcar ascultați-mă. Refuz să cred. A, da, Costin e lângă mine, un McMahon. Și acum am pus tu, de unde ți-l dă? Că iar am fricuță rău de tot. Iar fac aceeași greșeală. Bă, eu nici nu pot să pic pe aia. Mă, ce m-am dus bine pe acolo, mă? Hai să vedem, Doamne ajută. Față, da. Mama, am sărit bine, n-o fi cane. Dar stai că nu-i gata, mai e o săritură, cel puțin. Știu că mai e una, știu. Nu pot să crezi, și cu un perete mișcător. Doamne ferește. Deci nu e posibil, ba, așa ceva. Cum a făcut? Mi se pare ilegal ce se întâmplă, e sincer. Ai picat? Încă nu. Am luat checkpoint-ul, bine, bă! Nu pot să cred, așa ceva o să reușesc în mai puțin... Hai că reușesc dacă e... Că e gata harta. Ai terminat? Da, m-am terminat, gata. Degeaba o termină, că trebuie să mai termin. Capul tău, ho, măi că nu termini, numai 11 din 10 din 13, vai de capul meu. Acum ai cu spirale de alea, bă. De mizeria asta verde, bă. Băi, costine, mare. E greu. Bă, n-auzi că nu e nicio schemă, pur și simplu. Te duci, mamă, disperatule, că îți păsăgeți. Mamă, unde va trebui, mă, să sar acolo, mă? Am urcat și-o pe săgețele alea. Poate nu e atât de greu precum pare. Da, te urci până sus și faci stânga. E vreo schemă? Nu! Ulu, cum trebuie să faci? Hai de capul meu, trebuie să mergem pe niște spirale de alea uriașe până în cer. Și mașina asta n-are putere nici să meargă 2 metri. Ai uitat să zici că se face foarte greu stânga. Se face foarte greu stânga. A, dacă era așa simplu, nu cred că mai stăteam acolo atâta timp. Nu? Doamne ferește-mă, că nu mai pot, îmi vine să mă arunc. Vrei să te feresc eu cu... să-ți feresc vruna peste ochi? Ia, hai! Uai, ce glume are! Glume de profesor de aia obosiți! Foarte violent! Dar de felul lui Coco e violent! Opa, am trușit pe rampă! Hai să vedem unde sărim! Dacă zic nickname-ul Oviță... Zil, mă! Mamă, total pe lângă cred că am sărit, sau? Ai, mă, Costine, stai un pic, că cred că sar aici. Cred că sar bine. Am făcut săritura țane, dar am făcut-o degeaba. Am sărit exact pe checkpoint, bine, bă. Aia, că dacă tu ai trecut, bă. A, păi dar la limit, zăvesc cât de greu e, Costine, ce urmează. Păi stai, eu nu pot să trec de asta, nu știu cum să zic. Ai, de capul meu. Nebunie pe felie. Bă, cum treci, mă, bă, frate? Dar degeaba trec, că nu pot să-l mai trec. Vezi că pic. Doamne, ce fericit îți că am luat acest checkpoint. Ia vezi? Bravo. Hai că am trecut dacă e. Frumos. Băi, se face o oră de episod. Zi măcar numele lui Ovidiu, să știm pentru ce stăm pe episodul. La sfârșit de tot îl zic. Bine. Doamne, că nume mere. Bă, nu se face harta deloc mai ușoară. Oricum dacă zic numele acum n-o să știe nimeni niciodată, bă. Nu-l cheamă Grabiel? Ce? Grabiel? Și m-a știut, bă. Știe pânzii ăsta multe chestii. Bă, hai să ne spunem pe alte nume. Bine, frate. Bine, Costine Miguel. Miguel. Aaaa, uite și tu, bă, că nu mai... Eu sunt Esteban Julio Ricardo Montoya de la Rosa Ramirez. Te-ai prea mult la greșodii. Că și eu... Atât am înțeles, numai Rosa. Bă, am înțeles, da, eu sunt Rosa. Nocivie Tiffany. Bă, ești Ana. Hopa, asta e cu trecut nebuna. Cu trecut roza. A trecut roza! A trecut roza! Stai așa că nu-i gata. Om, e singurul. Hopa, vedeți, bă, că vă sună interfon. Da, au venit ăștia. Colindători, mă. La cine au venit vecinii, mă? De la descarcerări. Nu cred că am căzut, vai de viața mea. De câine. Vai de viața lui. Am o viață de câine. Vezi, Noviță în țară, că am trecut. Noviță în țară, zici cumva? Unde ai trecut, mă? Am căzut. Dar vezi că eu nu sunt acolo, nu știu cum să-ți explic. Am zis Noviță în țară, bă. Ta. Pe cine se aștepta, mă, la asta, mă? Păi tu ești Rosa. De ce ți-aș zice altfel? Păi și el nu era Tiffany. Ai trecut, bă, Tiffany, bă. Hopa, 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 hai cu, hopa.
Ireal. Nu mai e pute. Mașina mea preferată în GTA. Oficial am intrat într-o oră de episod. De păi am intrat într-o oră de episod de 1 minut și 15 secunde. Ia uite bă cum cade. Cursă bă, m-am corectat. A. Păi am intrat într-o oră de cursă de 60 de minute. Mersi, mersi! Plăcere! Cu plăcere și la ce te ajută. Păi mă mai lovește o dată și mă dai pe partea asta. Așa, dă-i. Hai mă, hai! Acolo. Tiffany! Mi-e deschide ușa cineva, auzi? Intră peste el în casa. La cine îi suna mai interfon? Luța, nu mă auzi? Mă, ce-o-și ba! Ce tu vorbiți, mă, acolo? Au limba lor. Te pup, Tiffany! Cu plăcere. Opa, am trecut iarăși. Mai am o șansă, atenție! Bă, dar să dea n-ai baniele de triunghiuri, să moară Franța, mai dă-l dracu de parcurs, nu mai pot. Bă, stai. Bun. Mă! Bun. Acum ce trebuie să fac? Încetişor aici. Aoleu. Bun, încă una. Stai, bă, nu mă împinge, bă, nu faci. Nu vreau să te împing. Bun. Bune. Doamne, ce-am făcut? Pe bune, că trebuie să iau checkpoint-ul și l-am luat. Bine, bă! Ok, acum trebuie să facem parcurs cu spatele pe bănci. Super! Nu mai pot. Am vrut dintotdeauna așa ceva, mă. Aoleu, și n-ai dreptul la greșeală. Ce mai vor mai sare, mă? A dat stângul? Îți dă boost. Ce-mi place fost, cu boost-ul. A fost bună este. Gluma aia, dar n-au prins-o. Bă, da? Dar ce fac? Mamă, dar ce fel e aici? Mamă, mai am un checkpoint, bă. Da, acolo e imposibil, Costine, stai liniștit. Ia să ne distrăm cu Costinu când se chinuie acolo, ia să te văd. Bă, nu mă buși, te rog. Unde a ajuns, bă? Nu te bușesc. Unde a ajuns? La gardurile a două de a, lejer acolo, mă. Lejer, dar durează ceva până le faci ai. Să-i test psihologic, mă, harta asta. Hai, te ajut. Nu, bă! Nu, că am picat și eu, doamne. Bravo! Chiar am vrut să te ajut. Hai că te ajut. Chiar am vrut să-l ajut. Era să mă dărâme, bă. Nu se poate, deci ultimul checkpoint e imposibil, părerea mea. Nu pot să cred că îl bate Costin după ce a fost în spate atâta. Mamă, să dea draci în ele de triunghiuri, m-au terminat triunghiurile bermudelor. Am luat ventul! Woohoo! Aia am ajuns până aici. Aici dau tot cu spatele, mă. Nocivane! Mamă, concentrarea aia, Blanau! Am luat checkpoint-ul, gata, mai am finish-ul de bat. Ce ai făcut, Tiffany? Tot acolo, tot acolo? Da. Hai, bă, terminat. Iară bănci, bă, nu se poate, bă. Cum mă, ți-a pus și la ultimul de la unul? Și la finish am bănci. E bolnav să moară Franța cu... Păi da, mă, dar nu-s grele băncile. Da, astea nu au fost grele, dar fă-le tu cu spatele. Mamă, deci săgeata e... Bă, cap, bă, ești nebun la cap. Și după aia ai o spirală din aia cu curbe, cu tot. Ok, am ajuns în tub. Și finish-ul aici, bă, vă vine să credeți 66 de minute o dura cursa. Trebuia să punem pe $1,000,000 cine termină parcursul ăsta să mor eu. Ha, ia să vedem pe unde-i. Pânzii, tot la săgeata, aolo, Pânzii. Eu sunt tot acolo. Unde m-ai lăsat? Pare rău, Pânzii. Nu s-au schimbat foarte mult în viața mea. Ia să vedem de Costin, că poate avem noroc de termină ăsta. Hai bă, Cocu, termină. Opa, bun. Nu, acum te duci tot în dreapta, că nu prea are putere rabla asta. Da, dar și își pierde controlul, bă, dacă iau prea tare. Ce-ai? Bun, gata, finish-ul e în tunel, nu mai ai ce face Marius-e. Bă, deci oficial am ajuns și eu la finish. Da, oficial am ajuns la finish. Mi-ai dat, bă, DNF? Te-am dat, bă. Nu mi-o dat DNF, bun, așa că și pa-și pa. Bă. Bă, cursa-i troll, deci pe cât pun pariu că niciunul dintre aceste tuneluri nu este. Da, dar nici nu poți să iei prin ele, what is this? Bă, nu uita să dai și voi un lighean dacă toți suntem în momentul ăsta de momente. Ia, pe aici, ce pe aici, pe aici. Faci, mă? Mamă, nu pot să cred că am trecut, Coști. Am trecut. Ai luat checkpoint-ul? Da. Bine, mă, da, mă. Bă, fac mișto? Da, fac mișto.
Nu pot să cred, bă, deci... Deci părea perfect... A, am înțeles și pe aici. Bravo! A, e bine, păi. Ție-ți merge, așa, și pe aici merge. Bă, deci nu pot să cred, am nimerit gaura aia și nu-i prin gaura aia, mi se pare șocant. Eu nu știu no, ce vrei no, no. faci, frate. Stai așa că Coștinii învățat deja cu cursele astea de... Ia că am văzut ceva. What? Cum ai ajuns acolo? What? Cum ai ajuns tu acolo? Eu sunt la spawn în panda ta. Ah, ok, văd că e o rampă aici. A văzut ele What? Repede, mă. Păi și te duce undeva sau e țeacă și asta? Stai așa. Mă, dată, nu vreau, mă. Mișcă-te. Băi, bine, mă, pe aici sau nu-i bine? Cum să okay, nu e bine, trebuie păi. Să mai încerc o dată, eu am sărit prea încet, Coștinii prea tare. Mă, da, mai văzut o chestie pe unde ar putea să meargă, dar mai întâi vreau să te... Bă, cred că merge pe aici, bă. Da, tipic cursele de troll. Planta mandine, vezi că... vezi că... Salut! Ai încercat-o ceva, dar nu prea... Nu spune că nu e nici pe aici. Nu e. A, deci tu de-aia te-ai întors. Bă, bă, mă întorceam să te bușesc, altă treabă n-aveam. Păi sincer chiar aia am crezut. Ok, deci dacă nu e nici pe aici... Stai că mi-a merge și prin partea aia altă, pe unde încearcă el acum. Te pun! Nu-l las singur că nu știu... Bă, dar cum ai ajuns să... A, pe aici, ok. Pe aici era, bă. Serios? Aia zic, bă! M-am răsturnat, bă, m-am răsturnat! Ok, nu cred că e pe aici din moment ce se bucură în halul ăla. Dar eu nu prea pot, ba da, uite, bun. Bă, frate, dar nu înțeleg ce e asta, bă. Aș mai avea o încercare posibilă. Ia, hopa. Aaaa, schema 25. Stai, tu te-ai aruncat așa random. Păi am căzut, dar... Bă! A, what? Eu nu am căzut din greșeală, nici nu am văzut tunelul. Ok. Până acum îmi place cursa, în sfârșit o cursă troll pe bune, bă. Ăsta a dat troll adevărat, bă. Coștinii cu părere de rău, chiar am luat checkpoint-ul de data asta. Și m-am dus efectiv din greșeală, nu pot să cred. Ok, mai avem și noroc câteodată din ani în Paști. Da, mai norocul scris pe fruntea ta de panda. Bă, să știi că da. Ok, pe aici cred că trebuie să o iau. Hai, mă, că e pe acolo, bă. Nu-i pe acolo, bă. Bă, vezi că nu-i pe acolo. Ia că am găsit un drum secret. Ce face drumul ăsta secret? Nu spune că chiar pe aici trebuia. Bine, bă, băiatule pandalin. Stai așa că... Bă... Ok, cred că trebuie să am viteză mai mare de atâta. Bă, ca fapt divers, nu mă joc de pe calculatorul meu și mi-e un pic cam dubios. Deja că de pe da, calculatorul meu. Exact. Da, facem noi cumva să fie bine ca să nu fie rău. Stai așa că mi-am pus niște butoane de pe mouse și am uitat că le-am pus de pe mouse. Bun. Bă, apare chiar pe aici era, nu pot să cred. Nu era și pe acolo, era și pe aici. Serios? Păi da. Eu am luat checkpoint-ul Coștinii. Păi și eu. Salut! Bă, stai. Nu, sunt convins că nu era prin două locuri Coștinii. Bine, mă, așa mai vine acasă. Bun. Și am trecut la următorul nivel. Și cum mai sărim, mă, pe unde? Bă, prin dreapta, efectiv prin dreapta, de tot e tot așa, o cameră ascunsă. Camera ascunsă? E o gaură fix cât să-ți încapă mașina. Ok, mă, și pe aici? Mă ia cu găuri ascunse. Nu, nu am luat-o bine pe aici, ok, asta e din nou țeacă. Țeacă de zile... Ah, ok. Trebuia doar să-mi dau respawn serios. Lejer de toamnă, m-o dat într-un tunel și asta este Coștinii. Iar ți-ai luat DNF. Ba nu. Uite pe aici pe la tunelul ăsta, frumos, pam, pam. Gata. Bă, am înțeles. Unde e his journal? N-am nicio idee, Coștinii. Dar mai e un checkpoint gen. Păi mai e un checkpoint gen. Dar n-am idee pe unde trebuie să-l luăm. Sunt prea multe drumuri. Sunt prea multe Eugenii. Ok, deci checkpoint-ul e acolo, dar cum ajung eu acolo? Pe aici, cred. Da, mă, pe aici era. Ok, aparent am ajuns exact de unde am plecat. Opa. Ei, cum am rămas? Nu pot să cred cum am rămas. Opa, Pandalandini, am văzut checkpoint-ul, tu l-ai văzut? Păi l-am văzut și cu ce te ajută? Da, da, l-am văzut. Pe aici, am încercat și eu, hai să te văd. Hai. Vină după mine, hai. Hai că vin după tine, tinere. Nu mă împinge, nu mă împinge. Nu te împing, hai. Mine, pe aici am încercat și eu. Hai, unde-i checkpoint-ul? Nu mă împinge. Uite acolo, a, prin gaura aia zici tu? Da. Bă, se prea acolo. Poate, sincer, nu te contrazic. Du-te, du-te pe acolo. Aha. Bă. Ok. Mă, ce mai aici? Câte troluri, bă, asta e tare rău, harta, jur.
Mai era o gaură acolo, dar nici aia nu pare două să fie. Trei gauri, trei sarmale, două surcele. Exact, ceva de genul ăla. Ce sale a surcele, vreau să-mi zici? Acum. Bă, sunt niște surcele. Bă, nu mai aici să nu fie nicio schemă, mă. Nu e nicio schemă, ok. Mama, deci nu poți să crezi doar cine-și dă primul seama de schemă, câștigă, practic. Adică eu, gen. Cel mai probabil, ok, ne dăm și un respawn. Aoleu, șof, of, of, că nu știu pe unde să mă duc, cartof. Cred că tu pe aici pe sus e schema, mă. Bă, eu cred că e pe aici. Că checkpoint-ul e așa cu așa. Pe acolo am încercat și eu, nu pare să fie nimic. Poți să mă scopesc în nas? Bă, da, că nu mi-ai dat camera, din păcate. Ah, bine. Aici mai e un drum care nu ce nici ăsta nicăieri, probabil, nu? Bă, nu știu, frate. Bă, nu știu ce-i pe aici, dar... A, de fapt am ajuns tot acolo, serios? Salut! Te pup, frate, te pup. Stimă și respect. Mă, da... Tot aici ești, sper, nu? Da, da. Oh, bine, perfect m-am dus. Exact. Te duci bine? Da, da, da. Te cam dus pandarine atunci. Ia uite, pe de aici iau checkpoint-ul lejer. Da, ia să văd. Mamă, l-a luat, bă. Nu pot să cred. Ce? Nu pot să cred că chiar m-am dus bine. Ce-ai făcut, mă? Bine, nici nu știu să zic ce am făcut. De ce să te mint? Nu pot să cred unde am ajuns. Ești că nu cred așa ceva. Ai urcat pe hâță geonule pe acolo. Bă, mă, lași, nici pe aici nu-i bine. Deci am mai găsit un traseu, am găsit încă un tunel din ăsta portocaliu și nici pe acolo nu-i bine. What is this? Bă, eu cred că tu nu știi pe unde e checkpoint-ul, frate, că altfel nu-mi explic. Bă, dar sunt 15.000 de drumuri. Sunt vreo 80 de drumuri. Mai e unul și pe aici. A, bă, nu-i drum pe aici, serios? Îți bagi joc? Da. Cu știinică că-ți bați joc de mine și sper că nu-ți dai seama înaintea mea pe unde e ăsta. Bă, cred că știu. Am încercat și eu pe aici, stai liniștit. Acum am încercat pe aici. Opa! Salut! Hai să te văd pe unde sar tu. Deși antenă, checkpoint-ul e exact deasupra noastră. Bă, asta e bătaie de joc, frate. Mă, oricum îmi place arta, nu mă plâng. Îmi plac hărțile astea că are chiar troll pe bune, tată. Bă, dar fii antenă că încă mai am o idee. Neregulă, bă, încă am o idee. Vezi, ți-am zis că așa trebuia. Așa bă, că ai făcut tu, da? Da, mă, eu când îți zic că eu știu, bine, pe eu știu, mă. Bine, mă, gata, te cred. Mă, și chestiile astea ar fi degeaba? Ce? Chestiile astea pe care stăm noi acum, roșii. Chistelea? Da. Da, așa am încercat și eu cu știinii și nu au mers. Mă gândeam că poate iau checkpoint-ul așa pe șustache, dar nu merge. E prea departe. Am înțeles. Mă, tunelul ăsta nu-i, mă, că am mers prin el. Și efectiv n-ai ce face. Ajungi în capăt și ce faci în capăt? Uite, antena. Ia uite, dacă stăm noi aici și ne gândim. Vezi, mai e un tunel, prin tunelul ăla am venit eu, nici ăla nu-i corect. Și atâta, nu mai e niciun tunel, așa-i? Atunci prin tunelul celălalt. Deci, sunt doar două tuneluri, așa-i? Nu, dacă... trei, fii atent că mai știu eu un tunel, vino după mine, știe hai. El unul, nu? Vino după mine, deci fii atent. Fii antena, că mai încerc o chestie, ești nebun? Vino aici. A, n-ai văzut să vin după mine. Multe chestii ascunse, mă. Îmi pare, nu-mi pare, nu știu. Păi pe unde te duci? Comprendro! Bă, așa o fi dacă tu zici. Stai că mai încerc o chestie, nu înțeleg ce e cu chestia asta, dar eu încerc. Acolo vreau să nu pot să cred că chiar putem. Ești de aici, mă. Să mă duc și te-ai dus înainte mea așa cum am grăbit și am căzut. Nu cred. Mă jur că acolo. Mamă, dar am ajuns într-o cameră, iar nu pot să cred. Am ajuns din nou pe unde am mai fost. Nu-i bine, mă, pe aici. Băi, dă-mi gărân. Am ajuns exact de unde am plecat, Coștini. Bravo. A, tu n-ai vrut să iei pe aici, așa-i? Păi dacă ai zis că nu-i bine. Păi nu, că încă nu-i gata, gen... Stai așa să mai descoper drumuri. Așa la prima vedere nu-i bine, dar totuși cred că e bine. Am înțeles. Nu cred că e bine, Coștini. Sau? Ba, cred că e bine. Ba, ieși, bă! Nu cred! Bine, hai, mă, bă. Chiar e bine, nu pot să cred. Bine, mă, mamă, deci asta a fost, cred că, cea mai tare cursă pe care am făcut-o în ultima zi jumate, mamă. Ultima zi ok, jumătate. Hai să vedem, e ceva troll aici sau sal? Nu-i, bă, nimic troll. Bine, mă! Ia că încearcă și el. Așa, tata, așa. Și de aici mai ai un pic de mers, sincer. Am căzut în gaură. Te dos! Asta e viața, Coștinii. Mai și pierzi, mai și nu câștigi la GTA. Cât să fă, n-ai cât să fă. Dar mai avem o cursă de troll pe acest episod.
Aparent m-am decis să mă mut la noua mea casă luată cu banii din YouTube, o vilă cu 17 etaje jumate și l-am pus pe Costin să mă ajute să car toate bagajele pe care le am. Asta e tot ce am eu, bă. Fii antena aici și calculatoarele în astea. Deci ai grijă, ai grijă cum mergi, ai grijă, Costin. Bă, vezi, bă, că-ți spargi monitorul, treaba asta e a mea. Ia, că-l întorc, nu pot să cred că l-am întrecut și cu asta. Salut! Vezi că nu-i monitorul meu, ăla e a tău, așa că... Spa, spa, mamă, dar ce mașini avem? La un moment dat o să ne le schimbe. Am intrat pe un boscheț cu calculatorul tău, e bine? Bă, nu-i prea bine, sincer. Mamă, mamă, dar ce curbe ia mașina asta, e... Vezi că e bine, să varsă sucul, bă. E nebunie, 10 din 38, ia uite, intrăm în trafic. Bă, dar tu ai văzut că ți-a rugini bara pe spate? Vezi că intră în tine G-class-ul. Nu intrăm, a pus frână că okay. Așa că eu nu sănătate. Stai că ne schimbă. Bă. M-am dus, Costini, m-am dus pa pa. Te-ai dus ca din Spania? Nu pot să cred. Îți pa pa, Costini. Zi-mă ce-ai pățit. Nu mai am ce face. Eu-s bine, bă. Nu pot să cred, e cursa buguită, bă. Costini, gata cu hărțile buguite și o dăm din nou cu o cursă ca cea de dinainte, în care nu o să găsim drumurile cel mai probabil, pe că pun pariu că nu pe aici drumul. Dar tot vreau să încerc. Bă, ia ce crezi că chiar era drumul pe aici? Îmi pare, I'm sorry, Costini! Ce-ai făcut? M-am dus, cum ce-am făcut? Chiar era pe acolo drumul. Hai, bă, că nu te-am auzit, bă. Asta e viața, îmi pare rău. Mi-ai făcut manevră. Bă, un pic, da, de ce? Da, bă, da. Bun, 7 din 13, 8 din 13. Lasă-mă, 9 din 13, Costini. Asta e de-aia, calul meu, gen. 10 din 13, mamă, cum a fost asta? Trebuie să-mi dai DNF aici, să nu fie niciun 11 din 13, nu, imposibil. Nu, deci nu cred așa ceva. 12, 13 și mai trebuie luat, aha, deci finish-ul-i trollul, Costini. Ia, mă, că știu eu finish-ul. Nu am absolut nicio idee unde-i finish-ul. Ok, deci trebuie să aflăm cum și unde ajungem la finish. Finish. Am înțeles. Și vezi că harta asta e mare. No, ia și caută, tata, unde-i finish. Finu, bă! Tranquilu, nu te buși de în ce mine, intri tocmai în mine? Dacă îți trag un pumn în cap. Ok, deci trebuie să ne gândim, cred că la cea mai dubioasă chestie posibilă, nici de cum la ceva... Băi, eu știu unde ar putea fi pinul. Ia, unde-i? Pinul de la cardul tău, gen. A, pe ce card? Că n-am card. Cum eu nu umblu cu card, pandaliniene, eu-mi țin toți banii în buzunar. Cu cecuri. Dar de ce vii după mine? Pentru că pe aici am era căzut ca... Am bubuit, nu pot să cred. A, bă, ok, o căzut și el, asta e bine. Stai, mă, bubuială, mă. Bă, n-avem decât să o luăm efectiv la rând tot, efectiv toate obstacolele. Hai să vedem. Și parcă vezi că de fapt nu. Prima dată vreau să merg pe aici. Nu pot să cred. Pe aici era, bă. Nu-i pe aici. Eu am crezut pentru o secundă că am găsit ieși, mă, de aici, că n-ai cum. Mă, am găsit tot așa o gaură din aia ascunsă. Bă, mă, lași. Cum s-am găsit? Nu, nicio șansă să găsești tu primul. Bun, îți iau acest tunel prima oară. Un tunel în care nu înțeleg ce se întâmplă. Dar pare bine, what? Stai că chiar pare că ajungi undeva, nu-i tunel de la... Băi, primarule, stai cu minte. Ok, dar nu știu unde-i checkpoint-ul, bă. Ați auzit de primarul Ovidiu? Bă, nu le spune la oameni cu ce mă ocup. Nu mă interesează. Rămâne strict confidențial. Știi care e problema? Nu știu unde-i finish-ul. Nu știu dacă e jos, sus, că nu-ți apare cu săgeată la finish. Ca la celelalte checkpoint-uri. Bă, știu unde e. Ok, de aici oare mă pot arunca undeva? Mamă, chiar... e jos pe pământ, pandaline, pe drum! Da, e pe drum? Da, mamă, e pe pământ, ce ghinion, că nu m-am gândit până acum, bă! Ghinionul meu, aia e! Și el tot pe drum, eu, mă. Nu, chiar acum am căzut că mă urcasem undeva. Eu mă duc să-l iau pe drum. Bă, tu te ia, la asta-ți, dacă îmi dai DNF. Ce? Da, dar care drum? Aia e întrebarea. Aici e hotel, pe drumul ăsta. Că nu drumul de jos. Bă, da, mă, uite-s la checkpoint, să-l iau? Și eu sunt aici la checkpoint undeva, dar... Zi-mă, să-l iau? Da, mă, da, ia-l. Gata, am luat. Bravo, Costini! Bă, ce știe ăsta să joace, bă? Vezi că știu să mă joc. Fii antenă, de nu l-am găsit. Doamne, deci câte chestii ascunse pe harta asta! L-a găsit, mă, cred că l-a găsit. Nu știu ce să zic, dar mă duc în direcția bună. A, nu mă mai duc în direcția bună. Serios, că am ieșit aici. Uite aici încă o gaură.
Ok, gaura asta trebuie să ducă undeva, nu? Da, da, în checkpoint. Nu ducea efectiv nicăieri. Bun. Piși printre astea, nu-i nicio schemă. La checkpoint, frate, e schemă. Bă, dar tu pe unde umbli, mă? N-auzi, mă, că eu m-am dus unde trebuie. Am înțeles, bă, dar derapează un pic rabla asta. Mamă, deci vreun guicică. Nici cea mai vagă idee. Cred că o să ne învârtim aici vreo 20 de minute cel puțin. Eu cred că ești la wrong way de la. Ia, pe aici ară, văd o rampă. Opa, stai că și pe aici văd că merge. Unde am intrat, bă, iar în tunelul ăla? Asta e tunelul blestemat. Opa, mandarine. Zi, mandarine, care-i schema? Da, să-ți arăt. Tunelul ăla mov pe câmp, îmi pariu că nu-i nici ăla, dar o să încerc și la ăla imediat. Mai întâi trebuie să vedem aici. Ok, e ceva acolo, ai, mamă, deci... Bă, cum m-au gândit-o efectiv la fiecare obstacol, au făcut ceva interesant. Am înțeles, am sărit exact jos. Eu sunt interesant. Bă, da, dar nu prea. Ce bine că am sărit fix jos. Bă, eu cred că știu unde trebuie să ajung, mă. Ia zi. Trebuie să ajung la checkpoint. Mă, eu nu cred, eu cred că trebuie să ajungi la finish. Ia, pe aici ajung înapoi, nu, n-ajung nicăieri. Aia zic, aia zic! Aoleu, ce se duce animalul! Pandalinu, pandalinu, ce zici, bă? Aia zici, dar ce zici? Ce zic, mă? Mamă, fii antenă. Mamă, ce am descoperit din greșeală, ești nebun. Ce ai mai descoperit? Ce țacă de zile mari. Mă, dar pare tare rău chestia asta. Bă, dar nu ai văzut checkpoint-ul până acum? Nu, nu știu unde e, aia e problema. Mamă. Deci eu nu cred unde am ajuns, deci dacă pe aici nu-i checkpoint-ul, eu mă împușcă. Nu e acolo, te-am văzut unde ești, n-ai... Nu cred că nu e aici. N-ai nicio șansă să ai checkpoint-ul. Deci n-ai nicio șansă să ajungi aici cu știniene. Deci și mie mi se pare șocant cum am ajuns acolo, nu, deci e șocant. Doamne, iartă-mă. Deci dacă era... Nu, nu mai zic nimic. E pe aici, nu cred că am luat-o. Am înțeles. Bă, dar nu vrea, bă. Pun pariu pe ce vrei tu că nu e niciun obstacol din ăstea. De... Ia că zice că ești pe locul 1, Coștini, ce ai făcut? Da, mă, s-a aici, la checkpoint. Dar cum se face că noi nu ne-am mai văzut deloc până acum? Eu nu înțeleg. Pentru că tu ești în capătul celălalt al hărții, doamne, adică pe drumul greșit, înțelegi? Ești nebun, nu sunt stare să o iau pe aici. Tu ești pe drumul greșit, alo. Nu, tot trebuie să încerc tunelul ăla. Ia, că eu sunt pe locul 1, acum pe 2. Merge treaba, deci ești să iau ceva de genul ăsta. Bun. Mă, dar și grele, mă, și pe lângă că-s grele și te chinui o grămadă. Mai sunt și grele, da. Afli că nu-i bine. Zici că nu e greu, dar e greu și după, mamă, o zis-o pe asta ca un om mare, s-a ascultat sfaturile lui Coștini. Da. Ok, în direcția aia deja m-am săturat, nu pare a fi nimic interesant. Uite aici încă o gaură. Bă, am văzut nu pot să cred că-i țacă. Am văzut checkpoint-ul! Păi și unde-i? Zi, bă. Vreau caută-l. Măcar să știu dacă e sus sau jos. Caută-l, pandaline. Bine, caută-l. Nu știu cât de mult te ajută să că știi unde e checkpoint-ul, sincer. Ba, da, te ajută, pentru... Uite-mă cum vine să vadă și el, mă, dar ok, nu înțeleg cum aș putea să trec de chestia asta. Tu crezi că așa se văd checkpoint-urile, mă? Deci cred că e posibil, aici fiți antena că fac o schemă. Bun. Mamă, trebuie să cobor da, din mașină pe aici. Mă, am înțeles. Deci așa ai tu checkpoint-urile. Da. Aici e o gaură, fii antenă și aici e o gaură. Băi, e șocant, am căzut din hartă. Am reușit să cad de tot, șocant, jos da? De tot. Și tot nu știu unde e checkpoint-ul, din păcate. Oh. Ok, cred că e cea mai troll hartă pe care am jucat-o până acum, sau sal. Bă, cred că știu eu cum stă treaba, pan. Mie încă mi se pare șocant că eu nu l-am văzut deloc pe Coștini. Oh, salut! Salut, frate. Pe aici e checkpoint-ul. Ia pleacă de aici. Stai așa să spargi astea. Pleacă că știu o schemă. Ia că vreau să văd. Păi oricum dacă o faci, o faci. Ce să mai... Dacă o fac, mă lași să câștig. Nu pot să cred. Altă țacă. Ok, deci în partea de jos a hărții nu pare să se vadă nimic. Băi, aici, mă, e aici la mine, mă. Bă, dar tu încă nu ți-ai dat respawn deloc. Toată cursa. Mi-am dat, de ce? Nu știu unde e checkpoint-ul, eu nu te-am văzut deloc. Bă, lasă-mă în pace, mă. I don't understand. Tu nu trebuie să understand nimic. Mamă, nu cred că o să terminăm cursa, sincer. Bă, eu o termin pentru că știu unde e checkpoint-ul. Păi și mie unde e? Vini la mine să vezi schemele mele, pleacă!
Nu știu, mamă, pe aici eu n-am încercat deloc toată treaba asta. Dar dacă Cuștin încearcă, va fi ceva. Pleacă, mă, că nu e aici. Salut! Pleacă, mă, că salut, frate! Aici. Hai, du-te unde vrei tu să te... Hai, că mă duc. Așa. Bă, ce câine, domn! Du-te, mă! Că pe aici nu văd găuri. Du-te, mă, pe acolo, mă, pe acolo e. Ia, ce... pe unde s-o duci, mă, ăsta, mă? Să-mi trag una, de-mi dau seama. A, e gaură acolo, ok. Că nu, că văd că e o gaură acolo. Să fie, mă, în gaura aia, mă. Normal. Bă, dar cum ai intrat prin gaura aia, bă? E schemă, frate, eu n-am reușit. Dar nu-i, mă, pe schemă, acolo, frate. Mă. N-are cum să fie așa ușor. Am înțeles, deci doar... Ai, de capul meu, cât de greu, ui. Și încă nu am încercat nici jumate din obstacole, cred că. Dar nu-i, mă, pe acolo, degeaba se chinuie el. Ba da. Iată-l, iată-l! Nu mai reușesc să merg. Nu-mi spune. Stai așa, nu-l lua, bă, serios, nu-l lua dacă chiar l-ai găsit. S-a panicat alea că n-am găsit mai nimic. Ok, am înțeles. Păi am văzut că te îndrept spre checkpoint. Ce că la era pe jos, pe jos, pe acolo. Am înțeles. Ce sub ăstea nu-i nicio gaură ascunsă? Mamă, ce am râs de el, nu cred. Bă, gândește-te la ceva foarte troll, mă, ceva ce n-ar avea niciun sens. Nimic n-are sens, pandanile. Că sigur așa trebuie să faci. Uite-te tu pe aici, nu-mi încape mașina, serios. După o eternitate, zice cu știrică ce că el și-ar fi dat seama, dar eu nu cred. Ia să te vom, mă. Deci fii atent, bă, mi-a zis o păsărică, vină după mine pe rampa asta, mă. Ia, mamă, și crezi... tunel. Și crezi că nimerim tunelul ăla? Da, mă. Ia, uite-l. Da, bine, mai încerc, bă, nimeream. Mamă, ce ne-am dus. Zici tu. Fac cum îți zic eu, că e bine că a venit cineva și mi-a zis că, bă, Coștin, uite pe acolo, că acolo e bine, gen. Aha. Bă, deci după cum vedeți, 27 de minute am încercat tot ce se poate, 11.000 de găuri ascunse și nebuni și încă nu i-am dat de cap, dar zice Coștinică că... Eu știu schema. Zice Coștinică, bă, am sărit bine, dar m-am dus prea într-o parte, nu pot să asta cred. Asta e, frate, se mai aolo, întâmplă aolo, și de-astea. Aolo, aolo, aolo. Eu am n-ai sărit iar prea tare. A, bun, 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 bun. Nu trebuie să te eviteze deloc. Bă, deci oficialii, cea mai troll cursă, 28 de minute și să nu ne dăm seama unde e finish-ul. Bă, bine că n-a durat 24 de ore. Bă, adică știm unde e finish-ul. Uite, finish-ul este exact sub chestia asta albastră. Aici undeva sub tunelurile astea. Ți-a zis că l-am cum văzut. Cum ajungem noi? Și zici tu, hai mă că mai încercăm o dată pe aici. Așa mai încetuți. Bun, am nimerit tunelul perfect. Și acum ce faci, Coștini, în tunel? Am intrat și eu. Mergi pe-n tunel, frate, eu sunt convins că nu-i în tunel, Coștini. Mergi pe-n tunel și taci din gură. Ia uite, mergi prin tunel și... Bine, Coștini! Ce, ha. Nu-i bine sau ce? Ba da, e perfect. Gata, am luat finish-ul. Aici trebuia să ajungem. Da, 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 ia uite ce fain. Și de aici? Aha. Bă, de aici apăsăm pe F. Era singurul loc în care n-am ajuns, pe bune zic. Fii antena, hai că-ți mai arăt eu un loc în care 100% nu ai fost, dă-ți respawn și vină după mine. Fii antena. Deci îți convins că nu ai fost acolo și totuși nu găsesc absolut nimic, dar ești foarte aproape de checkpoint. Stai așa că nu mai găsesc, eu gaură. Uite și aici e o rampă invizibilă, ia uite-o. Iuhu! Bine, uite gaura asta, Coștini. Asta? Fii antena, da. Stai așa că nu poți să intri în ea oricum, cred că stai așa. Uite așa trebuie să intri în ea, mai așa că gen trebuie să mergi în direcția aia. Uite așa cumva. Bun, rămâi aici și de aici te duci pe marginea asta. Uite așa, îi dai viteză Ferrari, în capăt cazi pe aia albastră. Cred. Trebuie să cazi doare, mă. Ia du-te până în capăt, e cumva ceva aici și nu văd eu bine de what. Aici la mine gen, deasupra mea e ceva sau, da. Mergi până în capăt, nu te arunca jos. Am înțeles. Am înțeles. Bun. Ideea e că ajungem până aici. Și aici pare că suntem, uite, exact în fața noastră e checkpoint-ul, dar nu poți să mergi pe drumul ăsta. Ba da, mă. Cum? Am încercat de mai multe ori și nu-i... Pe aici am tot căutat chestii, nimic. Cum se intră în ăla? Că eu am mai intrat unde astea. Eu așa intru în ăsta și... Și cazi efectiv direct, bă. Nici o șansă, bă. Și-ți antena dacă eu nu am descoperit aici. Eu gaură l-am chemat și pe Coștinii să încercăm amândoi. Aici trebuie să fac dreapta. Bă, dar n-am reușit niciodată să ajung până în capăt. Bun. Aici ajung frumos, easy peasy. Și aici e un pic cam greu. Și fii antena că la final undeva dai cu capul de ceva.
Mamă, mamă, deci e imposibil aici, bă, uitați-vă și voi pe unde trebuie să mă strec. Am înțeles. Eu am căzut. Da, și eu am căzut. Ba, nu, n-am căzut. Problema e că la un moment dat aici dai cu capul în ceva și te aruncă direct. Ia, dacă dau de la volan. Ia, că poate de la... Ui, aici dau cu capul. Nu, mă, deci n-ai cum, frate, că dai cu capul acolo. Oficial, cred că e cea mai grea cursă de GTA pe care am făcut-o în viața mea. Coștinii, nu te mai răsturna pe aici. Fac ce vreau. Și cam așa este soluția. Trebuie să o luăm pe aici prin găuricea asta, Coștinii. Okay. Ceva de genul ăsta, bun. Bă, nu am mai fost pe aici și nu am văzut nimic suspect. Nu știu cum am reușit, sincer. După care aici, dacă nu mă înșel, era... Trebuia să sărim pe rampa... Fii antena, aici e destul de greu, nu-i chiar... Bă! E destul de greu pentru că trebuie să sărim pe rampa aia albastră din față și trebuie să ne oprim sus pe drum. Uite, deci ceva de genul ăsta. Pe drum, mă. Uite, uite așa, cred că am sărit bine, cred că am sărit prea tare. Okay. Nu cred, am sărit peste, bă. Unde am Bravo. Ajuns? Am sărit peste, nu pot să cred. Bun, am reușit să rămânem amândoi pe drumul ăsta și acum trebuie să mergem pe aici, dacă nu mă înșel, da, uite pe aici, după care pe aici. Deci e atât de șocantă arta. Vezi că aici trebuie să mergem foarte încet. Fii antenă, trebuie să o luăm pe aici prin dreapta parcă. Stai că nu mai știu nicio de fapt. Ba da, fii antenă, pe aici prin dreapta, dar nu, trebuie să ai mașina dreaptă. Fii antenă, că chiar pe aici pe colț e schema și trebuie să mergi super încet, pentru că aici e o mare. Ia uite. Vai de capul meu. Bun, am nimerit drumul. Aici trebuie să cazi până jos pe asta albă. Ok, și am ajuns într-o încăpere secretă, Coștinii. Ai reușit și tu? Da. Hai că merităm să ajungem amândoi deodată la finish la asta, că-i teroare. Deci... Da, am căzut jos de tot. Da, aici, bun, dar... Te mai ridici tu de acolo? Da, mă, uite. Stai că te împingă. Nu, stai că merg pe pereți, ce e? Așa, bun. Deci ne chinuim de 47 de minute, ok. Aici mergem pe aici. Stai așa că nu mai știu nici... Stai așa că aparent deja nu-i bine pe aici. Dar știu clar că trebuia să ajungem aici jos, asta e clar. Nu e o gaură pe undeva? Ba da, uite aici o gaură, Coștine, n-am văzut gaura. Perfect. Okay. Intrăm în gaură. Ajungem iară jos. Aha. Da, mersi că ai venit și... împinge-mă, Coștine. De spate, așa, bun. Mamă, cred că m-ai pus mai rău. Bun, împinge-mă cum poți tu, mă împinge, mă, nu pot să cred că rămân blocat. Da, ia, gata, bun. Și acum pe aici? Da, acum trebuie să facem curbă pe aici, dar mergi cu spatele de preferat. Eu nu știu ce să zic. Cred că aș merge cu spăticul aici, bă. Bă, eu mă duc, frate. Du-te, tată, dar nu la finish-ul numai dacă ajungi. Am ajuns. Ok. Mergem cu spăticul aici. Bă, nu! Cred că-s gata. Ce-ai făcut, mă? Ba, nu, acum merg cu fața. M-am reușit să mă răstorn. Bă, da, ai plecat, bă, de ce ai plecat? Așa, bun. Ok. Mergem în față pe aici. Că nu știu așa, ce faci, Coștine? Că nu mai pot să urc. Hai, mergi tu primul. Am înțeles. Bă, înseamnă că nu pe aici, stai așa. Hai, mergi tu. Bă. Numai noi reușim să întoarcem mașinile pe ei. Păi ne-am blocat, gata, pa. Nu, stai, dă-te mă de aici, că trebuie să meargă cumva. Bă! Nu mai trebuie să meargă pe aici pe undeva. Suntem blocați, bă. Fă cumva să sar peste mine. Așa, mergi acum, Ferrari. Să sar tu. Bă, dar nu mai sare înainte să rea ca nebuna. Ok, deci oficial ne-am blocat aici. Și trebuie să mai încercăm încă o dată. Am ajuns iar la asta în care trebuie să mergem noi cu spatele. N-am zis eu degeaba să mergem cu spatele. Și Coștine, vă, că o trecut deja, așa că noi trebuie să luăm pauza aici. Și uite, pe aici era drum, ok, bun. Și pe aici trebuie să urcăm pe rampa asta, așa-i? Da. Și am ajuns într-o încăpere extrem de secretă. Coștine, tu ești la checkpoint? Da. Mamă, deci gata, ok, avem un drum frumos pe aici. 53 de minute în momentul de spate. Uite-te unde m-am blocat. Nu cred. Hai, mă, mergi. Ce, mă? Cum să te blochezi, mă, nu, planetii? Nu trece de rampa asta. E prea lată mașina. Hai, mă, iau-te că ești aici, hai. Hai, că o trecut până la urmă. E blocată? Gata, mă, gata, stai, pișcă frâna. Hai, mergi pe aici, pe tunel după mine, haide. Mergem prin tunelul ăsta frumos. Ia, uite, li pe partea aia, la altă, mă. Bun. Tot înainte și dă-i tare în aia albastră. Tare. Ok, pe aici trebuie să facem așa.
Și l-am luat, îmi pare rău. Ce point-ul e aici, bă? Deci e șocant, bă. Deci a fost oficial cea mai șocantă și grea hartă de GTA pe care am jucat-o în ultimul an, cred că lejer de vară. Bă, tu vezi ce mașină avem? Am vrut să zic, nu pot să cred cu ce mașină facem ascurse, bă. Am făcut-o și roz, o să pareți bani pe mine. Eu am luat și uniforma aia roz. Am uitat. Nu uitați să dați și voi un like în acest episod, un share, un subscribe, tot ce vreți voi. Și avem parkour cu mașini de epocă, aparent. Mamă! Da, viteză Ferrari. Nu știu, sincer, n-am mai văzut niciodată mașina asta în joc. Ce viteză prinde! Mamă, abia aștept să văd ce ne așteaptă pe harta asta. Abia aștept să văd ce ne așteaptă. Cică. Bă, să știi că nu e în ceată deloc. Bă, mă. Stai, mă, ce trebuie să facem, mă? Pe unde trebuie să o luăm, mă? Nu știu. Unde-i checkpoint-ul, că nu-l văd. Nu știu. Sunt aici, am înțeles, m-am blocat. Și eu. Stai că nu înțeleg unde trebuie să merem. Mă duc un pic jos aici. Nu-i nimic? Ce palete suntem? What? Bă, ne depășești. Unde-i checkpoint-ul, bă? Abia am început. Cred că e undeva deasupra și trebuie să ajungem cumva acolo, dar... uite, mă, că e o rampă aici, ce paleți suntem. Unde, mă? Trebuie să mergem pe ăstea, mă, și uite că-s rampe, mă. Deci pe aici, pe acoperiș, trebuie să mergem. Ceea ce e un pic cam imposibil cu mașina asta. Mamă, uite, vezi aici o rampă cu galben și negru. Am crezut pe-ndeaură, mă pot să crea. Bă, dar e greu rău că n-are putoare deloc în ea. Mamă, să fiu o cursă pe cinste asta, nu, mai bine dau respawn decât să stau așa. Stai că am găsit o altă schemă. Bă, e lag, ce... N-am, frate, lag. M-a teleportat. Nu, m-a teleportat pe mine. Uite, aici am găsit schema băgat. Păi mă, că și el a găsit o schemă. Bă, nu pot să cred. Bă, a mea nu mai are putoare, bă. Cade în groapă. O căzut în groapă. Nu cred că am căzut în groapă. Bă, n-auzi că nu-i checkpoint. Bine. Am căzut în gaura aia. Mamă, deci nu pot să cred cât de greu e. Dacă am început bine episodul ăsta. Da, în forță. Uite mă că am trecut și aici. Hai să vedem unde n-ai putut tu. Trebuie să o luăm logic, fără să ne grăbim. Mamă! Trebuie să mergi aici viteză Ferrari după noroc. Uite la el ce încearcă, mă. Ok, am ajuns aici. Am căzut exact într-o gaură! Nu cred! Care e șansele să cad exact într-o gaură aici, mă? Iară cad în gaură? Tu ai trecut de asta a doua sau nu? Ce? Eu am trecut de a doua. Mamă, nu-ți poți imagina ce ne așteaptă sau tu știi deja? Nu știu, mă, că n-am trecut. Mamă! Nu cred că trec de asta. Nu cred că... Nu! Nu mai zic nimic. Bă, am trecut de obstacolul ăsta, nu pot să cred. Nu, am făcut aceeași prostie, bă! Iar am trecut și am murit la checkpoint. Asta cred, bă, n-am putut să iau a doua curbă. Ha. Deci fiți antena, Coștin, o renunțat până la urmă, că oricum l-a dat afară jocul, dar acum eu o să pot să fac, pentru că nu mai am niciun necaz pe cap. Ai fericire să necază? Ia, tu, pe logic ești necază. Da. Da, nu, bă, nu! 3 days later. Deci acum trec, e gata, o simt pur și simplu pe asta. Aici o să fac curba perfect, nu așa. Uite, perfect am luat-o. Bă, chiar am luat-o bine. Pe asta o iau perfect. Și acum o să sar pe lângă. N-am sărit pe lângă, bine, bă! Bă, și am zis că o trec, ia să vedem. Deci practic acum sunt singur, dar... Na. Pe Costin pur și simplu l-a dat afară jocul. O zis jocul... Bă, hai să nu mai facem pe ăsta, se chinuie atât, îl dăm direct afară. Știi că e dat 2 lepuri? Serios? Da. Nu refuz, cred așa ceva. Ba da. De unde știi tu? Nu, la că vedem noi, dar nu e nicio problemă. Întotdeauna, a doua oară am trecut mult mai ușor decât prima oară. Ai dat 2 lepuri pentru că înțeles că aia cu lept durează prea puțin. Nu, mă, aia a fost cursa trecută, bă. Nu, asta e. Bă, nu fi ticălos. Nu te juca cu nervii mei. Uite-te, bă, pe unde mă pune să mă bamă. Doamne, uite cum mă blochezi și pe aici. Ar fi sincer o chestie să termin cursa asta.
Deci la filmăm de 20 de minute, apropo, se vede acolo. Frumos, frumos. Nu mai termin lupa asta. Bă, potolește-te că o termin. Uită-te și tu ce fac. Ai timp să o termin până termine șaurma. Ăsta mâncă șaurma în timp ce îmi termin episodul. Luați-o pe asta. Doamne. Bă, ce e aici mă cu asta? Mă gândeam că e o schemă. Care e schema cu asta? Săgeata asta? Chiar avea, acum văd că ai și săgeată. Bă, oare astea merg sparte, mă? Ne, nu cred. Dacă mă coț scațăr pe ele, așa? Așa, așa, da. Mamă! Deci nu cred că trebuie să am noroc să mă arunce acolo. Nu cred așa ceva. Mai baza! Să nu te arunce prea tare! Da, și aia. N-ai cum, frate! Trebuie să te izbești cumva de margine și să ai noroc să te dea acolo. Măcar am prins schema aici cât de cât. Da, ia uite ce am prins o păreri. 2000 years later. E bine așa, lasă-l așa. Bine, nu cred, bă, bă, nu cred. Nu, 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 bine, bine bă! Mamă! Deci, cred că vedeți că scrie acolo 43 de minute. Și din fericire cu ajutorul Coștinianului am reușit să trec. Ia uitați, am pus acolo un stâlp. Am doborât un stâlp la ideea lui. Și acum să vezi că nu pot să trec aici. Deci m-am chinuit toată ziua la obstacolul ăla. Mama, nu mai pot. Ai vrea mă să nu urce. Să nu urce sau să n-am checkpoint, una din două. Nu urcă, nu urcă. Du-te, bă, da, urcă. Doamne, iartă-mă, checkpoint-ul, bă, bine. Forță. Și credeți că astea au fost singurele obstacole grele? Nu o cred. Mamă, dar acolo... ai văzut ce acolo, numai de dâng. Îmi dă și OBS-ul eroare, deja e gata. Vai. Stai că merg aici, trebuie să pun frână acolo și cred că e ok. A, obstacole aici? Da. Nu pot să cred. Oh, și n-am viteză, trebuie să-i dau... Nu mai merg nici cu spatele. What? Dacă ești cu roțile într-o parte? Nu sunt. Păi mă, că a trecut. Ba da. Nu eram, mă. Ba da, mai roțile pe stânga, acolo băgate. Nu, mă, e buguită mașina. E buguită chestia. Ai, e groapă acolo pe stânga. Da, eu ce tot îți zic. Mamă, dar nici nu-s multe. Se pare. A, nu mă, două, trei. O să cazi la sfârșit. Îți dai seama, probabil. Mai încet, bă! Păi, dar nu trece dacă dau mai încet. Ba da, trece. Oh, lui, nebunie pe câmpie. Iar lemne de astea, lemnele alea ce ne-au distrus pe noi mai de mult. Da, oricum pe mine m-a distrus și harta asta. Și pe mine, dar nu mă las, bă, atât de ușor. Nu, mă, frate, eu nu vreau să mă mai enervez, lasă mai, văd ce urât fac. Mamă, nu mai am mult, dar stai că nu e ultima. Stai că mai am până la checkpoint destul. Oh, trebuie să și urci. Fii atent că trebuie să și urci pe de-astea. Bine! Ce-mi place mie cel mai mult. Bă, măcar trec de astea. Da, da, nu ai checkpoint. A. Bun, am trecut de astea, bun. Nu te duce tare, stai și uite-te mai întâi. Am înțeles. Păi e cam același lucru, numai că în urcare. Succes. Măcar pe prima trebuie să iau mai bine. A, o să am nevoie de puțin succes. Zici că-s cu trenul, frate. Am înțeles. Stați așa că am ajuns iar aici, dar nu se dă țanul bătut atât de ușor, mă. Opa, accident direct. Direct și reluare. Broata băgată. Nu, aia e ultima mea problemă. Aici e problema. Trebuie să și urc, deci trebuie să-mi iau viteză. Ușor e ușor spus, dar eu trebuie să-mi iau viteză, că altfel nu urcă. Eu cred că poți și fără viteză, mă. Concentrează-te, că eu zic că merge. Astea care sunt mai distanțate, da, dacă îndu-s două una lângă alta, nu mai merge. Păi nu două una lângă alta. Uită-te la ultima. Las-o pe aia, că mai e până la aia. Mergi ușor așa. Băi, eu zic că treci încet, mă, treci încet, că merge. Eu merg încet, dar nu prea mai merge deloc. Ba da, hai. Și am ajuns iarăși la ultimele, hai da. Du-te, bă, hai, ăla-i prins acolo. Nu mai are putere. Păi eu accelerez acum.
Mai dă-te, dă-te mai mult înapoi, dă-te mai mult. Nu pot să cred că nu mai duce mașinița. Nu mai are putere să plece de aici. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Dă-te mai mult înapoi. Doamne. Nu mai învârti de roțile alea. Ușor de zi, bă, mă duc înapoi de tot. De aici, de aici, de aici, de-i. Gata, mă, așa urcă, doamne. Noroc am aici antrenorul de față. Bine, mă, doamne. Zici, bă, pe mine nu treceai. După jumătate de oră, iarăși. Ok. Hai că nici nu mă mai interesează, am checkpoint-ul, atâta vreau să văd. Hop, așa. Era clar că se miște alea, nu? Era și culmea să trec. Trebuie să le iau pe rând în panda mea. Să măcar astea nu sunt imposibile. Da. E chiar ușor, nu cred nu e imposibil. Ok, aici pe unde trebuie să o iau? Înainte, mergi înainte. Înainte? Da. Bine, frate. Nu păi, merge înainte. Păi, te stânga. Păi da, păi te arăt în stânga. Hai. A, da. Ăsta e semnul, a? Da. Ia să vedem dacă am avut dreptate. Stai, mă, mai încet, mă. Opa, cu viteză. Păreri? Nu pot să cred, bă. E bine. Bă, dar ăsta e troll de la maxim. Bă, stai că dau la checkpoint. Doamne, iartă-mă ce hartă. Ăsta e troll de la maxim. Sper că la dreapta e ok. Mamă, e posibil să am mare lag pe filmare. Auzi? Asta este? Posibil să fie înainte, știi? Să fie ceva rampă pe acolo, pe sus. Da, probabil că nu e nici pe aici. Da. Nu e aici. Sau? Bă, nu e. Dar uite că e ceva aici. Vezi, e un drum, dar cum ajung acolo? Deci am realizat că e o gaură în mijloc aici și a. Și nu pot să ajung nici cum la ea. Ascultă-mă, aproape de perete. Știu. Așa, așa. Dau cu spatele. Și acum cu fața Ferrari. Nu pot să cred. Și acum fă dreapta. Bine, bine, stai că nu-i gata, nu te grăbi. Opa, eu te văd că am ajuns la drum. Ce drum generos. Da, chiar că e generos. Doamne, ce gros e în sfârșit. Vezi că n-ai checkpoint. Știu că n-am checkpoint, dar tot îi dau viteză Ferrari. Un drum de la mai negeneros așa e checkpoint. Da, văd. Ce pot să zic decât să-i dau blană? Nu-i da blană, stai. A, ba nu mă că e generos și aici. Da, mă, da. Hai să nu fim câini. Să le acordăm credite unde trebuie. Hai că da. Că... Nu, n-ajung nicăieri. No. Dar cred că trebuie să-i dau blană, că nu pare să am viteză destulă. Da, nu pare ce trebuie. Hai că treci. Nu, treci, dacă cazi bine de aici, da, treci. Da, da, cred, sper. Da, nu, hai mă să încerc cum zici tu, mă. Și du-te. Și să pun frână aici, da, mă, da. Cine pe 5? Bun. Ce dă-te acum? Ferrari! Ăla-i frate, uite-ți deasupra podului, toamne. Vă să se jura ce GTA voi vedeți? Bun. Am înțeles. Serios că trebuie să trec mașina pe aici? Am înțeles. Bă, vorbești serios? Câte de alea? Mamă, vreo 10 de astea, cred că. Dar cum trec pe aici cu mașina? Frate, ce drifturi, ai putea trece. Bă, e jumate din cât e mașina, bă. Acum, drept. Hai! Hai de capul meu. Și mai am doar încă 100 de astea de trecut, păreri? E bine, la fel. Merge treaba. Hai să vedem. Zici că e un biscuițel peretele ăsta. Iată, hai să vedem. Hai că-i dau de cap. Uite așa cu așa. Bine, bine, chiar am mai trecut încă una. Asta e mai mică? Cred că da. Bă! Băi, am dat cât de cap, dar nu știu ce să zic. Deci nu cred că am întâlnit obstacol mai greu decât ăsta. Tot așa, încetuți. Încetuți că e mai drăguț. Hai că e bine. O trec. Bun. Și pe ultima. Bine, mă.
Nu mă așteptam în viața mea să trec obstacolele astea, jur. Doamne, iartă-mă. Hai să vedem ce urmează. Point, da. Asta simple, bă. Noroc că am susținerea morală aici. Asta închizi ochii și treci, bă. Da, păi nu m-ați dublu vă aici. Vai, deci m-am chinuit la alea, nu știu cât timp a trecut, probabil vreo 15 minute, dai. Incredibile, frate meu. Hai că nu mai e mult până la final. Bă, să sperăm că acolo unde e roata aia mare e finalul. Stai că și aici, cam. Era să te duci. Și e cam trist să le refac cu toate. Așa că punem frânuță. Ia să vedem ce urmează aici. Ia. O fi și astea grele sau? Nu par grele, mă. Hai că nu sunt grele dacă e. Serios că nu-s grele astea, nu, ai joacă de copii. Astea simple, mă. Păreri? Nu, chiar sunt simple astea. Joacă de copii, mă. Numai că-s eu paletă și mă grăbesc. Acum, dintr-o dată, parcă a prins putere mașina asta. Până aici să fi fost greu? Păi să sperăm. Hai că da. Să sperăm că vreau să termin această artă, nu mă las. Păi unde mă spawnează? Nu putea să mă spawneze aici pe drept? Bam, frână. Nu înțeleg de ce tot cad acolo, sincer. Ai prea mare viteză. Până aici le trec pe toate super frumos. Ok, încetişor, țane. Astea chiar nu-s deloc rele. Da, oricum, pe mine m-a uimit alea cu pereții, bă. Cum să treci, frate, cu mașina pe acolo? Ce pereți, mă, aia nașpa cu alea de biciclete. Aia a fost cea mai nasoală din punct de vedere. Aia a fost nasoală, da, dar astea cu pereții m-au uimit. Nu știam că se poate așa ceva. Da, și asta. Opa, uite că am trecut aici. Aici viteză Ferrari și cred că trecem lejer. Numai să ducă mașina, că aparent duce. Uite, bă, checkpoint acolo, bă. Bine. Nu l-ai luat! Ba da, mă, ba da. oricum n-a fost greu ăla. Hai să vedem aici ce se întâmplă. De-astea cum îți plac ție. Nu, ăsta ție îți plac. Hai să te văd cum le treci. Bă, dacă mașina duce, le trec lejer, da. Ce trebuie să fac? Alo? What? A, pe drum. Ui, ei, jos, mă. Mamă. Bine. Am auzit artificii. Ok. Nu pot să cred. Aici, tu vezi că mai e? Nu-i gata, dar măcar am ajuns pe sol. După 70 de minute, deci oficial asta e mai lungă decât aia de înainte, așa-i? Că mai făcut noi una, dar nu cred că a fost atâta. Hai de cap, mă, și stai că încă nu-i gata, bă. Nu pot să cred. Poate vine și mă lovește trenul. Ar fi ceva. La ce mașină am? Și să te dea la start. A, ar fi super. Hai că nici nu mi se blochează pe aici, merge treaba. Trebuie să merg la umbră. Bă, da, cam cât de mare e asta? Cât de lungă e? Serio? Uite mă, gata. Poate saturi cât mergi cu mașina pe linia de tren. Frânuță. Aici nu m-aș bate joc de noi, cred că. Că nu mai ai obstacole, te pune să mergi o grămadă degeaba. Ia, cine așteaptă? O săritură ceva? Nu mă. Dubios. Mamă, ce-am făcut de mașiniță. Cred că te duce în altă parte, la alte obstacole. A, ar fi super. Eu cred că e finish-ul la final, mă. Și văd. Eu cred că am și văzut obstacolele. Opa, stai așa încetişor. Băi, eu zic că e finish-ul după toate astea, mă. Nu cred. Alo. Cât de lungă să și fie o cursă. Tot ora... Alo. Oh, e finish-ul. Acum să vezi chinul de pe pământ. No. E finish-ul acolo, acolo e finish-ul. Nu ajungi. Păi probabil că nu ajung, sau? Ba da, ajung. Mă. Bine, ajunge, mă! Bine, mă, nu pot să cred. Cât o durat, stai că n-am fost antenă. O oră și 12 minute. Deci, și ne-au dat $4,000! Doamne! Îți dai seama? Bătaie de joc. 3, 2, 1 și ne-am dus. Am început cursa la fix 5 minute. A, uite-te un pic. Uite-te numai la el. Ce încerca, măi, puiule? Bun, avem niște mașini de data asta ca niciodată mașini rapide. N-am mai condus. Bă, nu te mai teleporta, bă! Da, mă, fac ce vreau. Uite-te la el, mă. Și-o băga coduri din alea fake lag. Doamne, iartă, mă. Fake lag. Așa faci, mă? Ca să mă lovești pe mine și tu să nu pățești nimic. Hai că știu normal. Eu. Normal. Ia uite slipstream-ul. Ce ai făcut, frate? Bă, bravo.
Bă, ar trebui să nu mai intru așa în el, mă, că mă joc tot singur toată cursa. Am luat și un stâlp. E bine. Suntem deja la 5 din 24. Iar avem baftă de curse de astea care încep ușor și se termină imposibil. Ca ultima. Ultima aia. Hai mă că aia a fost ușoară ce-ai filmat-o tu. Acea cursă. Dacă ești tu DNF, ce să-ți fac? Ia uite că începe parcurianul. Mamă, dar ne-a dus prin văile astea uitate de lume pe aici. Hai că uitate de lume dacă e. Aici cred că e ceva cu armată, cu poliție, cu de-astea. Și vezi pe cineva aici sau am și închiriat noi? Și începe parcurianul. Păi logic e închiriat. Închiriat, plătește țanul mai aici. Țanul are buget de episoade, mă. Păcat că n-are bani să-și cheme și oameni mai ca lumea decât mine. Bă, asta e adevărat. Da. Te-a plăcut asta, da? Bă, mai nou pânziu a ajuns la nivelul în care se... Cum se zice? Se auto... Opa, opa, opa! Bravo, mă! Auto-ironie. Hai că ironie dacă e. Auto... Se auto-caracterizează, mă, așa, mă. Mamă. De ce a dat, mă, cu viteza aia atât de puțină, bă? Da, și la mine mamă, la fel. Mamă, tot mai sus aici. E bine. N-am făcut numai jumătate de hartă degeaba. Eu stăteam să găsesc cuvântul, mă. În loc să dau blană. El are cuvinte, mă, acum. Iar nu s-ar bine. Bă, care-i schema? Bă, care-i schema, bă? Păi da, nu eu fac eu o schemă. Bine. Eu văd că am sărit pe iarbă. Păi da, dar ai luat checkpoint-ul. Nu am luat checkpoint-ul. Dar fac așa. Bă, de ce faci de-astea, mă? Mamă, ce câine ești să mori. Bine! Am închis episodul, gata, eu nu mai filmez. Păi tu nu filmai oricum, stai că nu știu un cotot trebuie să iau acum. Ai o gaură acolo. Am găsit schema, am făcut schema. Tu de ce faci așa, mă? Taci, bă, din gură. A, bă, mă, lași, deja nu mai putem de la al doilea checkpoint. Ce panda mea. Ma. Bă, dar n-ajunge, mă, până la gaură aia. Ce, de fapt, trebuie să-mi iau viteză mai mare, acum mi-am dat seama. Mă dor deja ochii de la astea. Elena, ajunge, ajunge, mă. Da, dacă ți-e viteză, adevărat. Nu, și fără viteză. Hai că fără viteză dacă e. Ia uite-l că intră, mă. Bravo, mă, pânzi, bravo. Păi ți-am demonstrat că ajunge. Ca un om mare te-ai dus acolo. Uite, eu îți demonstrez că și intră, nu doar că ajunge. Cine m-a făcut om mare? Opa. Și, mamă, și nu-i checkpoint. Mai trebuie făcută încă una. Mai trebuie făcută încă una, mă. Făcută, am zis, mă, tu ce tot auzi, mă? Mă, că vorbești cu mâncarea în gură. Doamne, că nu mai audă de când vede. Nici o șansă, bă, cum, bă, să ne pună să facem două de astea? Ăștia nu-s normal la cap. Și aparent, da, chiar ajunge fără viteză foarte mare, dar de ce să ne complicăm viața, când putem da un pic cu spatele? Nu știu, bă, că mie nu mi-ajunge. Da, avem baftă de o hartă super ușoară. Uite, perfect. Oameni, să intre din prima, mă, ești nebun la ca. Hai că din prima, da, nu mă chinui de ceva timp dacă e. Din prima n-a la acolo. Bă, dar la a doua n-am viteză, mă, la a doua trebuie să-i dai blană, deși nu pare, deci cred că e distanța mai mare. Nici la prima n-am. Bă, la prima dai chiar un pic cu spatele și suficientă viteză. Ui, mă, ui că am rămas pe margine, mă. În schimb, la a doua trebuie să-ți iei viteză cât se poate, cred că. Opa! În sfârșit. Hai să vedem. Viteză blană, Ferrari. E același lucru, doar că trebuie viteză mare din câte am văzut. Bă, mă, lași, bă! Fii atent la mine, pruncule, cum se face. Viteză Ferrari și în capăt așa. Gata, mă. Ăla-i tati, gata! Când îți zic că mă pricep? Hai că nu ne-am chinuit, numai vreo 5 minute. E tot ok. Aici pare totul în regulă. Eu am la margine, bă. Aoleu, am zis că pare totul în regulă. M-am făcut vraiște, cum m-am împrășteat pe tot drumul. Aoleu, deci... O las așa să... Nu, mă, deci trebuie să redresez mașina, altfel s-o dus, tată. Pânzi, din păcate o să rămân acolo pentru toată cursa asta, este când faci episoade cu Pânzi. Pentru vecie, Pânzi nu mai iese de aici. Cât să fă, nu ai, cât să fai, că aici chiar a fost ușor până la urmă. Ce? Următoarea e ușoară.
spre surprinderea mea. După aia avem un perete mișcător, ce-mi place mie cel mai mult. Hai să vedem, sărim până avem noroc, ce pot să zic. Sau am sărit peste, am sărit direct, ba nu, am avut noroc. Și de aici? Aolo, nu știu încotro, trebuie să mă duc. Asta la tine cum a avut noroc e la ordinea zilei. Ia fi antenă, ce scrie în dreapta, friend online, Cătălin. Bă, ăsta nu era cu noi în cursă, mă? Nu știu, cine a mai vorbit cu el? Cum adică, mă, la începutul cursei nu era și el? Alo. Mamă, dar m-am dus Ferrari peste, nu prea înțeleg sincer ce trebuie să fac aici, de ce să te mint? Eu chiar cred că trebuie să încep să caut cursă eu. Bă, ar fi frumos, sincer. Cred că trebuie să-mi iau, de fapt, nu, ce trebuie să-mi iau, nu trebuie viteză așa mare, stai așa. Mai încetut, să ajung aici. Și de aici cad în apă, păi și cum intru eu, mamă, trebuie să intru în tunelul ăla, mă, cumva. Se poate, dar nu știu tunel, cum. Dar eu sunt la... Mare. A, mă, lași, mă, tot aruncă de mă usucă. Cum intru, mă, în tunelul ăla, mă? A, dar uite și sus pe acolo pot să mă duc, mă, cred că pe acolo trebuie să și mă duc. Doamne, că nu înțeleg nimic din cursa asta, mă. Nu înțeleg încă ce trebuie să fac aici. A fost un checkpoint ușor ca să te mai... Să fii mai ok și după aia iarăși. Să-l liniștească puțin, să zică, da. Bă, stai, că nu e chiar așa... Bun, am ajuns aici și de aici trebuie să cobor, probabil. Să cobor în jos, cum ar zice pânzii. N-am coborât bine, așa-i? N-am coborât bine? Nu cred, bă! Cred că am înțeles schema, mă, trebuie pur și simplu să mă duc așa cu așa și mă bagă direct acolo unde trebuie, mă. Da, mă, ce paletă, deci doar trebuia să țin blană tot în față. Da, aici iară nu știu ce trebuie să fac. Trebuia să țin tot blană. A, olo, deci trebuie să iau de la început și trebuie doar să țin blană cât de mult se poate. Hai de viața mea! Nu-i bai, hai că încercăm acum. Deci copiile, când ajungi aici, pentru tine o să fie easy peasy. Da, când ajungi, nu cred că ajung, deci no, bine, așa, drept, da, na. Deci tot Ferrari, aici la fel tot Ferrari. Bun, dar nu prea am viteză, aparent. Bă, dar n-are logică, bă, ce bă, dar chiar că nu are logică, că mă dă peste cap, ce panda mea e asta. Stai că aici, cu puțin noroc, dacă mă dau peste cap. Doamne, ferește. Ui, mă, că puteam să sar, dar am sărit pe lângă, nu! M-am băgat perfect iară, dar nici acum nu sare, mă, nebuna. Iote. Ba da, mă, uite, mă, că în sfârșit o sărit bine, mă! Respect! Aici nu trebuia să o luăm pe aici, așa-i? Doamne, hai să vedem ce trebuie să fac aici. Trebuie să ajung acolo, tu ești nebun la cap? Ce mai aici trebuie să ajung? A, bă, e drum acolo? Nu înțeleg, stați așa. Cu cine te ceri, mă, și tu acolo? Cu tine, frate, și tu nu-mi răspunzi. Pentru că mă chinui, bă, că nu pot să trec de a doua. Nu înțeleg ce trebuie să fac. Vai de viața mea. Dar nu fentez eu așa, că altfel nu înțeleg cum. Ia, am ajuns aici, bun. Stai că vreau să văd măcar cum trebuia făcută chestia asta. Nu are viteză, bă, să sară, eu nu înțeleg, nu are viteză. Ia, stai de aici. Ajung sus? Stai că nu prea înțeleg, sincer. Nu, deci eu efectiv nu înțeleg harta asta. Acum dacă pic, nu știu ce fac mai departe. Puțin complicat, de ce să vă mint? Bun, clar. Aici fac că e drum ok. Noroc că avem mașină suficient de bună. Am venit oare unde trebuie sau nu? Aceasta este întrebarea. Băi, o hartă din aia cu checkpoint-uri odată la 15 ani jumate, un checkpoint. E bine. Deci avem de făcut numai vreo 400 de mii și ceva de rampi și după aia ne dă și un checkpoint, frate. Nu, bă, astea care încep așa îți dau 10 checkpoint-uri gratis, e... Gratis? Nimeni nu-i, frate, gratis. Nu pot să cred că m-am dus prea tare, refuz să cred că am căzut la checkpoint. Bă, dar eu în continuare nu înțeleg ce trebuie să fac. Ia, dacă încerc să sar direct acolo sus... Ce ai, mă? Ia. Mama, acolo cred că e bine, mă. Ia că acolo mă duc. Deci,
Harta asta merge doar fentată. La fiecare obstacol până acum am putut fenta cumva. Te zici mie cum ai fentat la următoarea. Bine, în afară de unde ești tu. Bun, uite, chiar am fentat. Am ajuns aici și de aici încă o dată sus. Perfect. Easy peasy. A, și de aici ce fac? Stai așa că aici nu e de joacă. Nu mai pare bine aici. Aici normal ar trebui să ajung pe drumul ăla de sus, dar cum ajung eu pe drumul ăla? Urați-mi succesuri! Fii antenă că ajung exact în checkpoint! Bine, bă! Nu știu ce-a fost chestia asta, dar am luat checkpoint-ul atât am vrut de la viață. M-am dus peste. Ba, nu m-am dus peste, dubios. Bă, deci harta atât de haotică, eu n-am mai văzut niciodată. Nu înțeleg. Eu mă, în dreapta, ce văd, ce urmează acolo. Ai, bă, cum să sar prea încet. La prima m-am dus prea tare, la a doua prea încet. Lasă-mă, mă, în pace. Mamă, îți dai seama cât de slăbenie trebuie să... Noi, nu... Bă, dar totuși, chiar unde ești tu, nu a fost... E joacă de copii față de ce urmează. E, bă, n-ai, bă, ai zis că ai fentat jumătate de checkpoint. Bă, pe următoarea nu am fentat-o. După aia, pe următoarea puteam să o fentez, dar nu am fentat-o. Și abia acum am început să fentez, că sincer, e cam așa cu așa. Nu, deci, nu terminăm asta niciodată, pe bune. Dar efectiv nu știam pe unde trebuie să merg acolo. Cred că am observat că există mai multe modalități. E făcut cumva special. Special guest, mai bine. Oh, 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 oh. Opa, azi te rog că mă opresc în ăsta. Nu m-am oprit, nu m-am oprit, nu pot să cred. Ia că acum ajung iar acolo. De data asta mă duc direct către checkpoint. Uite-l mă, bă, sper că nu sar peste. Bine, m-am luat checkpoint-ul, atât am vrut de la viață după încă 17 minute de chin. Doamne ajută. Opa, și următorul e ușor, bine. O trecut și pânzi între timp, apropo, a ajuns la spiralele dubioase. Bravo, pânzii! Iată că-l văd! Te-am văzut și eu. Ha, am căzut, uite, acum ca și tu. Mamă, puteam să fentez ăsta aici, bă. Bă, în principiu merge, cred că merge fentat. Dar... Vreau să sar cu aia verde pe acolo, să nu mai trec prin spirale. Nu mai știu exact ce și cum, dar cred că pot să fentez dacă vrei tu neapărat. Iată, bă, nu știu unde am ajuns, știu doar că sunt la 19 din 24, am luat vreo 3 checkpoint-uri dintr-o dată așa. Bă, nu pot să cred. Eu la... aici unde am crezut că am fentat, de fapt nu am fentat. Abia acum am ajuns acolo unde... Mamă, pe rampele alea dubioase. Doamne, deci chiar am făcut bine acolo, mă. Mamă, am trecut pe lângă checkpoint, bă. Nebunie pe felie. Deci acum trebuie să fac din nou toată asta pe care eu am crezut că am fentat-o și eram fericit. Bravo. Cred că am deci prins aici, menul din câte ține minte, trebuia să n-am viteze extrem de mare. Nu, bă, m-am dus pe lângă, nu! Vai de capul meu cât am de muncă aici până ajung iar. Nu-i greu, dar ți-a o grămadă de timp. Deci dacă nu facem 3000 de like-uri la harta asta, să mă bată sormea dacă da, nu bă, chiar. GTA 5. De o naibii de treabă, deci câtă muncă se pune în harta asta și eu n-am renunțat, care nici măcar nu filmez. Măcar, bă, 3000 de legheane. Ce zic eu, 3000? Măcar 200 de legheane. Și 3000 de abonați la pânzii. Da, și la mine nu m-ar deranja. Bă, voiam și eu să fac 200 de mii anul ăsta, dar nu putem, frate. Cum mă, să nu putem? Uite așa, frate, nu vrea lumea să dea subscribe. Cel puțin 60% din oamenii care se uită la... Chiar la episodul ăsta nu sunt abonați. De ce nu dați, măi, frate, un subscribe? Să facem și noi 200 de mii. Puișorilor. Puișor. De crevedia. Puișor de panda, landa. Bun, bun, am învățat din greșeli, hai că tot e bine, am luat checkpoint-ul. Hai că m-am dus, dacă e bine, pe principiu... Dacă un video am învățat din greșeli, toată lumea poate să învețe ceva în viața asta. Așa e, frate. Hai mă, sărim și noi acum. Hai că m-am dus bine și... Mamă, dar e departe, rău. Urmează iar ceva forță. Mai avem doar 4 checkpoint-ane. La cât ești? Mamă, ești la 20, nu? Da. Eu sunt la 15. Opa, am trecut aici, nu pot să cred.
Hai că dacă o trec și pe asta, zeu. Dar nu o trec, bă, și următoarea cred că e ușoară, că parcă am văzut o platformă. Mamă, cât de greu e și aici. Bă, deci efectul e pe fiecare episod găsesc o hartă mai grea decât alta. Eu nu știu cum reușesc mereu. Dar cred că îmi trebuie un pic mai multă viteză. Să mor tu, că trebuie să te lovești de perete și să sari pe rampele alea de acolo. Nu știu unde ești, frate, despre ce vorbim. Eu nu mai știu ce am făcut, uit repede. Cu portocaliu și cu albastru. Da, nu toată harta e așa. Doamne, frește, cum să faci așa ceva, mâncă? Ce-s de alea cu portocaliu și albastru? Păi dar eu nu înțeleg de unde... N-are viteză, mă, degeaba încerc eu. Dacă nu mă duc perfect la prima, la a doua nu mai pot. Aoleu. Bă, dar eu nu înțeleg că arată de undeva de sus, că... Deci nu înțeleg ce nu înțelegi. Aia e mai rău. Deci știi la aia cu peretele mișcător? Așa. După cazi prin gaura aia și trebuie să sare, îți dă boost-ul ăla, da? Așa. Și iei checkpoint-ul ăla și după e un perete și în stânga e alt perete și sunt mai multe rampe. Acolo cu perete, deci ai în față un perete, dar gen da. Pe care te poți urca, nu? Dar nu poți să te urci, că n-ai unde să te duci. Pe ba da, te duci în stânga pe următorul drum. Ai în stânga încă un drum. A, păi adică în stânga, acolo trebuie să te da, duci. Și după aia la fel încă o dată. Păi e imposibil, mă, să prinzi drumul ăla. Unde vezi tu rampile alea, eu le-am crezut că le-am fentat. Dacă încolo păi am ajuns acum ele. Hai, ia că le-am făcut din prima. Acu. Mamă, acum o fac. Le fac pe toate din prima. Fii antenă, că ajung și la asta, perfect. Bă, le-am făcut pe toate patru perfect din prima, nu pot să cred. Bine, mamă, bă, pro player. Hai, am gata, luat checkpoint, atât am vrut. Pro player după 40 de minute. Sare pe lângă. Ia să vedem, aici pare ușor, dar nu prea. Bine, mă, că o sărit mai puțin decât trebuie, mă. Deci aici viteză Ferrari avem nevoie. Uai, oricum, acum te încarci cu energie pozitivă. Aoleu, mă spart! Mi-o spart urechile și căștile, cred că mi le-o stricat. Doamne, iartă-mă! Ăsta nu-i normal la cap. Mama, am trecut aici, acum trebuie să mergem pe pereți. Asta e joacă de copii când avem mașină bună. Hai că joacă de copii dacă e. Bă, de ce de la o vreme pe fiecare hartă avem obstacolul ăsta, mă? Mamă, nu pot să trec la... Nu intru în al treilea tub. El se oftică că nu intră în al treilea tubă și am încercat acolo 20 de minute la modul serios. Uite, mă, că nu pot să trec mașina asta, nu stă lipită de drum, deloc. Deloc. Stai așa, da. Că nu e chiar așa. Urât, bă, rău. Uimă că era să sar, mă. Oricum, la ce checkpoint am ajuns, pro player, 22 din 24. Și hai eu nu asta... mai zic. Da, și pânzi la 20, nu? Hai că totuși asta nu pare imposibilă, trebuie să merg pe perete mai din timp. Bă, dar n-are logic. Mai de pe aici, așa. Dar pierde controlul, bă, asta nu-i deloc bună pe așa ceva. Și jeep-ul ăla era mai bun. Care jeep? Aoleu. Trebuie să mergem pe perete, mă, cu... ca să facem, nu știu să-ți explic. Și nu stă deloc lipită în panda mea! 3 days later. Fiți antena că după 20 de minute am învățat în sfârșit schema. O luăm pe aici așa. Mamă, chiar am făcut-o, nu pot să cred. Bine, mă, și am luat checkpoint, asta e tot ce am vrut de la viață. Aici văd că am o săgeată. Am înțeles. Nu am văzut că e gaură acolo. Deci efectiv nu mai știu cât timp a trecut de la ultimul checkpoint, dar cred că a trecut 20 de minute, fără nicio exagerare. E tot în regulă aici, văd că am nevoie de un pic mai multă viteză. Uite ce scrie în dreapta acolo. O oră și 4 secunde. Până zi, săracul, momentan o și plecat un pic, o zis că nu mai are niciun sens. Ce sens mai are viața când te chinui 20 de minute la un obstacol? Hai să vedem, am ajuns la 23 din 24, e ultimul, bă. Nu pot să cred că aș fi sărit. Bă, de ce câteodată sare și câteodată nu, mă? Te spawnează diferit să înțeleg. Uite, nici măcar pe aproape și la săritura trecută tot așa am plecat și am sărit prea tare. Doamne. Uite-te și tu. Dar nu, că încerc tot așa de la spawn. La un moment dat, probabil o să-mi dea spawnul ăla bun și merge dintr-o încercare, ce să zic. Iote, bă. Ia stai că vine pânzii, atenție. Ce zici, mai tână? Iote, bă, ce zici tu că am trecut de aia, bă? Se vede că ai plecat tu.
Cum ai plecat tu, cum am trecut? Dar stai! A venit una la fel de imposibilă, sigur! Ce-mi Câte place. Câte puncturi mai ai, mă? Unu. Plus finish. Tocmai îți dai seama, da, plus... Opa! Nu pot să cred că am trecut, dar mi s-o buși și... Doamne, ferește-mă. Doamne, iartă-mă la ce asist. Deci aici trebuie să sar așa în lateral, cumva. Frate, cum vrei, tu nu mai să fii ferit. Hai, frate, vino și tu. Da. Bă, deci după ce ajung aici, următor... Aoleu, mai am una de făcut. Opa, mamă, cât de aproape am fost. Tu realizezi că mai am încă una identică de făcut până la checkpoint? E bine, rău, nu? Nu știu, bă, eu mereu pic la a patra, acolo nu pot să trec. A, tu ești tot acolo, am înțeles. Opa, că am trecut de prima. Nici nu mai știu cât având mi-am luat, sincer, mai am una. Și acum nici atâta nu știu ce având să-mi iau. Hai că o să o fac vreodată dacă e, dar nu în viața asta, îmi pare rău despre voi. A, aparent, hai că tot e bine, am aflat faptul că trebuie să-mi iau având blană. Că nu a fost suficient. Mă, cred că trebuie să-mi iau având cam de pe aici și suntem ok. Problema e că atunci când sar, chiar dacă nimeresc... Uite, asta se întâmplă, mă, dă înapoi, mă! Hai că mai avem o șansă și am decis să-mi iau având de aici. Doamne ajută să fie cu noroc, să nu mă lovesc în săgeata aia. Nu-i cu noroc. Încă o încercare, dacă de acolo a fost viteză prea puțină, o să-mi iau viteză cam de aici. Hai să vedem, Doamne ajută! Bă, ideal ar fi să mergem și drept. Nu promit că merg drept. Nu pot să cred că am mers perfect. Am fost și strâmb ca niciodată și am luat checkpoint-ul. Du-te, bă. Nu mă așteptam, sincer, nu mă așteptam să mai termin cursa asta vreodată. De ce să vă mint? Mamă, stai așa. Deci mi-am luat doar finish-ul, bă. Vai de capul meu, refuz să cred că am sărit așa bine acolo. Mama, ești să nimeresc tunelul. Aoleu. Deci cu viteză maximă trebuie să nimeresc un tunel cât mare cât mașina. E bine. E foarte bine. Și nici nu-l văd ca lumea. Și nici nu mă spawnează drept, trebuie să merg un pic la stânga. La viteza din fericire cred că e ok. Dar nu prea am șanse să intru în tunelul ăla, sincer. Aoleu. Dacă m-ar fi spawnat drept era super ok, dar așa... Trebuie să fie... Te-ai cam dus. M-am dus bine de tot. Tu n-ai mai încercat, așa-i? Nu mai pot. Deci dacă fac asta e ultima săritură, văd finish-ul. Dacă fac asta, am luat finish-ul. 67 de minute, bine, scădem 5 minute și ăla e rezultatul. Mamă, am ajuns, nu! Stau cu o roată în aer. Aproximativ cu două roți în aer. Ce mă sfătuiești să fac? O să Ce cad. Vrea inima ta? O să cad, nu mai am cum. Atârn prea dubios aici. Dar nu renunț. Nu știu cât o să mai am șansa. Stai că nu mai am roți în aer deja. Manevre ușoare, ofițiene. Nu ne grăbim. Avem tot timpul din lume. Puțin burnout. Mamă, hai să vedem de ce am reușit. Hai să vedem, iau finish-ul sau sal. Stai că m-am încetinit. Păi și cum ajung acolo dacă m-am încetinit? Bă, ăștia-s normal la cap? Nu, harta asta e tot ce e mai rău posibil. Mai aici cred că trebuie să merg cu oare dacă mergi cu spatele te încetinește? Cum adică? Întrebare bună, am un slow din ăla și nu știu dacă merg cu spatele, o fi mai bine? Tu știi ce e acolo? Știu că viteza nu iei cu spatele. Hai că merg cu față, n-am ce să fac. Nu zice nicăieri să mă întorc. Nu o să fac eu acum de capul meu. Nici măcar pe aproape. Deci am ajuns din nou aici. Am reușit să întorc și mașina. Și aparent cu spatele nu e slow. Deci trebuia de prima oară să am eu încredere în instinctele mele. Dar nu sunt nici pe aproape, nici cu spatele. Oficial mă dau bătut. Poate reușiți voi să spuneți în comentarii care a fi fost problema. Bun, cred că o ghicit deja lumea. Panda roșu. Este chiar panda care mai are jumătate de formulă și eu mai am tot jumătate de formulă. Ia uite ce... Meleaua. Învăța... Bă! Bă! Animalule! Ce-a fost asta? De ce? Oare putem lua checkpoint-ul? Eu l-am luat, cred că. Cum? Da, l-am luat.
Mor de ciudă. Păi da, zic pe următorul să luăm de aici, știi? Da, nu chiar pot putem. Să cred. Ești mă dute, nu, n-ai voie. L-o luam mă și pe ăsta, nu pot să cred. Doamne, ce se întâmplă? Doamne, nu știu cât de bine o să se termine episodul ăsta dacă l-avem pe un african. Aaa, nu puteai să fii tu în dreptul meu. Bam, 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 bam. Nu bă. Tu te-ai dus Ferrari, eu nu m-am dus deloc. Aoleu. Dar nu, că tot m-am descurcat. Eu am formula taxi. Cu formula taxi ajungi oriunde, în orice timp vrei tu. Mamă, e fain cu formula, sincer chiar îmi place. Da, destul de interesting. Pe episodul africanului, că o filma și el GTA, atenție, o filma în africanul GTA pentru canalul lui. Așa ceva, nu o să vedeți foarte des. Am avut numai mașini de la dubioase, ce nu i-a plăcut, s-o chinuit. Uite, dacă era asta pe episodul meu, era perfect. Uite cât de șmecheri, îmi place. Asta e viața. De obicei nu prea se respectă mașinile din thumbnail, din câte observ. Da, nu cred că apărea. Ia, ce bă, face, dar cum merge, mă, el mereu pe lângă, mă? Da, mă, crede că mă prinde el pe mine. Dar prea le știi tu pe toate, mă. Le știu, bineînțeles că le știu, sunt pro player! Mă, dar chiar că e tare cu formula. Da, îmi place. Noroc că ai fost în față, că mi-am dat seama că trebuie să frânez. Dar n-am frânat deloc. E, nu tu, oh, da. Bravo, bravo, îi place, bă, cu formula. Dar știi ce e ciudat la formulă? Că e prea lungă, da. Și are roțile micuțe și... Foarte lungă și extrem de lăsată. De fapt e lipită de sol, nu că e lăsată. Da, la orice bordură e șpa șpa. Bă, dacă mai vreți episoade de GTA cu un africanul, trebuie să dați, nu știu, câte like-uri zici tu să strângem? Două, hai mai mult un pic. 7321. Hai mai puțin un pic. Bă, 5100. Unde m-a dat înapoi? Bun. 3500 de like-uri dacă strângem la episodul ăsta, mai postăm cu un africanul, bă. Bun, și dau și DNF pe episodul de azi. Da. Am accelerat un pic din greșeală, că dacă nu cred că m-a dat de aici jos. Nu te-ai învățat deja când sunt în spatele tău că nu-i de bine? Păi și eu de unde să știu că ești în spatele meu? Ai venit Formula 1, nu mă uit, eu-s concentrat, ce nu înțelegi? Nu știu dacă e chiar Formula 1, dar formula este. Opa. Formula 2. Nu știu. Formula 2 să fie, bă? Nu știu care e diferența la formule, sincer. Opa. Bun. Lejer de vară, nu știu, mă tot gândesc dacă să-l mai aștept, dacă să-i dau DNF din ăla urât. Dacă ai să-i dau o șansă. DNF urât. Ia uite pe aici, tată. Aici facem thumbnail-ul ăla de 40.000 de view-uri. Ce zic că 40.000? Poate chiar 15. Vezi că am trecut și eu. Bravo. Deci avem o hartă cu 21 de checkpoint-uri, adică e o hartă ușoară. A, o logică, o trecut și el. Și... Acum vin, uite, hai că am venit, da. Mai cam, am înțeles, o păsă pe apă. Mai ai un pic de muncă, nu știu cum să zic. Hai că, sincer, l-aș aștepta. Eu nu-s pro player, băi, pe GTA 5, ce nu înțeleg. Bă, apropo, cu părere de bine sau de rău, nu cred că o să mai am probleme cu frame drop-urile, că cred eu, după calculele mele matematice, cuantice, că am depistat de la ce făcea așa urât și nu o să mai facem greșe. Mamă! Ce-am făcut? Ai ajuns mai? Pe aia, nu pot să cred. E imposibil ce ai făcut tu. Cum să ajungi pe ram, pe spiral, că sunt în apă acum. Dacă trebuia să ajung acolo să iau un checkpoint. Dar nu cred că erai... Nu, deci n-ai cum. Uite și eu îți dau spirala acum. Dar nu-i deloc greu la spirale în africane. Păi da, m-am greșit și eu, dar... Ia că trece! Mamă, uitați-l, sper că se vede acolo în fundal. Ia cu pe drumul îngust, ia că-i dă Ferrari aproape. Viteză o formulă. Ia, unde l-am pierdut? Mamă, ce merge ca un om mare. Gata că l-am așteptat prea mult. Nu vreau, sincer vreau să-i dau DNF, nu vreau să-l las pe nicio cursă de asta să termine. Vreau să fie 3 DNF-uri. Deci ăsta e scopul, să nu iau un DNF. Nu, scopul este să iei 3 DNF-uri. Da, aia e scopul pentru tine, pentru mine. Păi nu, pentru tine, pentru mine. Uălă, ce-a fost asta? Bă, dar fi toate cursele așa, am să zic, dar cum de n-am ajuns până acolo? Vezi că m-a ajuns copilul. Nu știu ce am greșit aici. Am vrut să zic de ar fi toate cursele atât de faine, dar uite-te că nu pot să trec aici, what is this? Mamă, ce noob. Nu pot să înțeleg, m-a ajuns. Nu, că l-arunc, l-arunc. A, au căzut. Bă, ce faci, bă? Ce cauți sub mine?
Cum adică sub mine? Ești sub mine și mergi în aer. Bă, ce... Bă, ăsta joacă cu codul, voi îl vedeți, mă? Cum, mă, că nu-l bă, niciun... mergi cu capul lipit de sub asta. Nu păi pe ea. Vezi tu, la mine nu e așa. Bă, cheatere! Îți termin poză, e... Du-te, mă, deci că și-o băgat cheat-uri la GTA aia, iar vine așa. Acum cred că vine... Dar, apropo, cum ai căzut? Mai mă, tot băgam în tine să te dau jos să pot să trec. Cum să-i... Bă, vreau să erai să vine... Că tu vedeai altceva față de realitate. Bă, da, da, nu cred că mă puteai da jos. Bine, mă, am coduri, asta e realitatea. Da, știi care e realitatea numărul 2? Că nu știu cum să trec aici, sincer. Unde? Tu... Ai trecut? Aproape. Nu pot să cred. Mama, da. Deci... Mă nebuneai dacă treceai aici. Ia, hai să vedem. Era tare să fi trecut din prima și el să se chinuie 5 ani. Nu poți, bă, să treci, bă. Bă, aici e o schemă. Ah, cred că știu care e schemă. Da, și da. Eu. Care? Ia zi. Am trecut. Nu cred. Cum? Cum adică nu crezi? Zi serios cum, că apare nu știu care e schemă. Locul 1, numai 1. Păi și ce, eu sunt prost să zic. Credeam că are boost formula, dar nu are boost. Acum ei, aici e greu. Acum am trecut fără nicio problemă. What? Păi așa am trecut și eu. Chill, fără nicio problemă. Nici nu mi-am luat viteza aia Ferrari. Bă, sincer, dar tu cum nu derapezi înțeleg. Acolo? Că nu înțeleg. Păi cum să derapezi? Aaaa, am derapat acum că ai comentat tu. Dar nu e greu aici. La al doilea e un pic mai... Opa. Bam. N-ai căzut, mă? No. Aici la al doilea e un pic mai greu, parcă. Că trebuie să mai renunț un pic la viteză. Ce ai făcut, băiete? Da, da, trebuie să... Trebuie să mergi Ferrari, nu poți să pui frâna cum vrei da, tu. Da, dacă ai pus o singură frână, te-ai dus. Păi de-aia am picat eu. Bă, dar e faină, îmi plac rău cursele cu formule, sincer. Deși, mai ții tu minte... curs... Stai că nu știu ce trebuie să... Mamă, mamă, wow, mamă! Cât de greu e la final! Tocmai, wow! Mai ții minte cursa aia în care am fost 4 bărbălăi și am stat o oră să o terminăm? Nu, cu te tot rog, cu formulă. Deci spune exact rog că nu-i la fel. Ba da. A, ok. Deci am dat un obstacol din ăsta înainte să zic ce voiam să zic. Nu după, adică. Pa, nu uite-te bă cât de aproape eram. Nu, deci stai că vine ăsta aici și o să treacă, da. Stai un pic, ăstea nu cred că-s degeaba. O, mamaie, cât de aproape am fost. Bă, nu știu ce trebuie să fac aici, bă. Adică știu ce, nu știu cum. Ovițanu, nubu? Păi să te văd și pe tine cum schimbi tu partea. Eu n-ajung până acolo. Și săgeata aia iară ce reprezintă? Nu înțeleg. Am ajuns, nu să te prima văd. Acum? Hai să te văd. Hai. Chiar din prima e imposibil că n-ai, nu știi nici ce trebuie să faci. Păi da, ăsta ar putea fi și norocul. Nu, no, n-ai cum, efectiv n-ai cum. Zici? Nu înțeleg, deci dacă eu nu înțeleg, eu nu What? Înțeleg. Păi și... Cum? Trebuie să ajungi pe partea aia de drum, dar cum? De ce trebuie neapărat? Pe cum altcumva? Eu nu păi înțeleg. Nu mi se pare că ar trebui neapărat. Și cum ești tu în exterior? Nu, nu înțeleg ce vrei de la viața mea. Cum ești tu pe exterior la drumul ăsta acum? Nu te cam dezlipești oh de drum? Oh my god. Păi tot așa am picat și înainte, dar credeam că mă pot ține de drum. Hai că zero gravitație, ce crezi? Păi e clar că acolo unde e porțiunea aia neagră trebuie să sari să revii, dar e foaia, nu înțeleg cum. Bă, nu, deci e putre ceva la mijloc aici. Nu, 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 că eu știu cum, dar e greu. Deci eu nu sunt nici pe aproape și încă o întrebare, mașinile le-ați puse numai așa sau are vreo treabă? Care mașini? Asta ești două mașinițe. Nu le vezi? Ah, eu am crezut că stâlpi, nici nu am văzut ca lumea. Da, nu, deci nu am fost niciodată nici măcar pe aproape. E șocant. Ah, e greu că nu știu cum să fac să mă lanseze pe partea dreaptă. Eu știu cum, dar nu vreau să fac. Ah, bine mă. Dar poate trebuie să mergem mai încet. Hai că dacă merg mai încet direct m-am dus în apă. One eternity later. Pe antenă m-am pus pe... Ia uite unde am rămas. Păreri? Bă! Nu pot să cred. 2000 years later. Ce cauți mă acolo? El stă la o cafea aici mă. Cum ai ajuns acolo? Bun, așa trebuie mă, zic eu uite așa. Mamă, pentru prima oară am atins partea aia altă. Bă, am căzut pe partea aia altă, dacă-ți vine să crezi.
Da, eu stau aici. Tot acolo? A, bine. Servești o cafeluță ceva? Nu pot să cred, bă. Deci eu cred că așa vine totuși, pe aici. De unde începe albastru? De pe unde începe negru. Cu părere de rău, cred că vom fi nevoiți să renunțăm la cursa asta. Deja suntem de 23 de minute și nu am fost bă nici pe aproape. O singură dată era să rămân eu aici. Uite așa, era să rămân eu sus. Dar cred că nici dacă rămâi sus nu faci absolut nimic. Deci noi încă nu ne-am dat seama exact 100% ce trebuie să facem. Și apoi după aia să învățăm și să sărim. Pentru a doua oară în viața mea, cred că renunț la o cursă, sincer. Da, da, efectiv nu mai merită timpul. Hai la următoarea cursă. Și avem o mașină foarte dubioasă, cu niște roți și mai dubioase. Și afară ninge, liniștit. Și vine imediat Crăciunul, bă. Crăciun fericit, africane. Hai, Crăciun fericit. Vezi? Tot n-ai plecat bine, mă. Ba da, am plecat. A, atât a fost, atât, mamă, nu. Nu mașini de jucărie. Deci mașini de jucărie sunt teroare, bă. Nu știu dacă ai făcut curse cu ele. Deci, mamă, să nu fie și asta. Am făcut și eu câteva. Hopa! N-am luat checkpoint-ul. Nici eu. Mamă, ce troll mi-o dat. Da, nici, am vrut să zic nici când dau respawn, dar am căzut prea aiure. Nu pot să cred, unde mă dă? A, ne dă bine. Doamne. Bă, până acum e faină arta, sincer. Da, e un pic troll, te face să o gândești. Da, dacă și aia cu formule, a fost faină la început. YouTube, da. Oameni, ia-l pe sus, al, așa, ia-i pe sus, așa, fă-te praf. Chiar l-am luat. Bun, eee, mi-a pus frână. Opriți-vă poliția. Hai că ajung, da, mergi încet. Eu chiar ajung, chiar am ajuns. Uite, m-am lovit de oameni. La bărbat. Am vrut să fac și eu show și uite ce se întâmplă. Roțile din spate zici că-s blocate, what? Vințane. Adică chiar sunt blocate, de fapt doar roțile din față trag acum. Mamă, zic că... Nu știu ce trebuie să fac pe aici. Mamă, vezi că nu trebuie să mergi exact în mijloc, că trebuie să faci o schemă. Wow, adică bombele. O ții pe mijloc, dar vezi că sunt niște obstacole. Hai că urcă, mă, nicio problemă. Eu iau bombele. Ia le tată pe toate, nici nu mă întorc după tine aici, ești nebun. Pe asta aș vrea să o terminăm, nu ca pe aia altă. Și aici? Mamă! Vezi, mergi foarte încet după ce termin de urcat. Da, am înțeles. Serios. Nu mă crede. Stai că vreau să văd. Vreau să văd dacă mă crede sau nu mă crede. Ce faci? Sunt în vârf. Că acum să te împing, ce zici de asta? Mamă, cu ce viteză a venit. Stai că e pregătit de luptă. Hai să te văd aici. Mergi încet sau nu? Merg, că văd că trebuie să urcăm pe ceva. Trebuie să ne oprim acolo. Mă. Atâta, numai că sunt eu în spatele tău și o să te împing. Împinge-mă, hai. Bine, mai că te las în pace, să vedem până unde se poate duce un africanul. A, până aici. A, tot fost. Bă, m-am oprit exact la margine. Doamne, cât de greu să te oprești. Derapează în ultimul hal. Da, dar vezi că are putere să urce și dacă te oprești, ea tot merge. E bună mașina. Aolo, și iară urcă și coboară de câteva ori la rând, mamă. Copacul ăsta oare e făcut să ne ajute? Copacul? Să te proptești în el, gen? Da. Dar nu-i nevoie, merge și fără. Lejer de toamnă. Că tot a venit toamna. Oameni, ce hal de rapiază. Bă, îți dai seama cum mergea formula pe aici ca la aia acasă. Bun, mergea, 10 da? Din 35. Apare nu cred că e atât de lungă cursa. Ziceau ăia că ci că durează 16 minute dacă ești paletă, dar n-aș crede. Și dacă ești pro player ca mine? Nu mai știu deja. Bă, mi-a venit mâncarea, bă! Nu! Oi nimic, nu mai mănânci. Nu-mi spune că n-ai luat checkpoint. A, bă, da, m-o teleportat, doamne, m-am panicat, nu știam ce se întâmplă. Stai că-mi dau respawn, că mă spart. Eu nu pot să trec, m-am blocat undeva, nu pot să te explic. Bă, restul cursului o să mă gândesc doar la mâncare, așa că sper că și voi faceți la fel. Nu o să vă zic ce mâncare, că vă fac și poftă. Bine, pizza. Bine pe pizzana. Numai că până terminăm noi cursa asta, sărăcește pizzana. Sărăcește? Da, sărăcește. Doamne, eu nu pot să trec aici. Aha. Ce bă, Costi? Sunt niște chestii indivizibile, what?
N-am mai dat până acum de chestii indivizibile. Wow, am trecut și eu după mii de ani. Oh, bine, eu mă joc singur cursa asta. Mamă, dar chiar că derapează mașinița. Sunt deja la jumătatea cursei, mamă. Ferrari, m-am dus să-mi dau respawn. Păi și stai, eu am luat spawn point acolo, cum mă dă acolo? What? Păi nu te dă acolo, ăla e numai așa de schemă. Ah, ok, tare, 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 îmi place. Ai căzut? Da. Bine, aia zic. Bă, ce urât. Bă, cursa asta, cred că o să o joc singur și o să mă duc Ferrari să o termin. Okay. E posibil totuși să mai dăm una, nu știu, vedem cum ne încadrăm. Mamă, abia încape pe aici. Mamă, îl sparg, îl sparg, îl sparg. Bine. Hai, mă. Deci am avut o cursă imposibilă, acum o cursă pe care un fricanul nu poate face. Ce poate să urmeze mai rău de atât? Hai, bă, că pot să o fac, dar... Hai, că poți, dar nu prea. Opa, opa, hai, opa. O fac aici. Hai, că da. Nu, bă, nu, bă, de ce? Uai, ce bă, urmăs? Da, cum? Am luat 3 milioane de checkpoint-uri și nici la niciunul nu mă dă, mă, ce e asta? Dacă nu-s jos pe ceva, nu te poate da logic. Păi și ce sens are să le mai pună? Nu știu, sincer, probabil ca să știi pe unde mergi. A, ok, dar da, într-adevăr, are multă logică. Nu prea are sens. Oricum e singurul drum pe care, bă, pe care l-ai. Bă, e numai la troll, e clar, e numai la troll. Nu pot să cred că e arpic. Ai, bă, dar de ce s-a atât de slab? Așa ajunge copilul. Da, te ajung. Nu poți să treci de aia este? Da. Nu pot să cred, bă. Bă, tu n-am cu cine să mă joc GTA. Păi da, dacă tu ai 570 de win-uri. Păi și tu câte ai? De luzuri. Păi am 50 de win-uri, păi 100 ce de luzuri. Ce e aia 50-500? Nu-i tot pe acolo? Ba da, ba da, ba da. Suntem, e ca și cum ajungă Stumble Guys cu unul de 10 ori mai multe coroane de alea să aibă. De coroane, da. Da. Păi și ce? Păi și nimic. Wow. Da, e că am trecut și în sfârșit de aici. E destul de traumatizant și enervant când piși de multe ori la o singură din asta. Da, noroc că n-am făcut așa ceva. Dă iar teleport. Nu! Nu, nu-i grea cursa, doar eu slab. Da, uite, exact ce povesteam. Mă grăbesc aia ora să o termin să mănânc pizzana. Bun, la 25 din 35, tu la cât ai rămas? Nu știu, nu pot să-mi exprim roți. Frustrarea. Dar nu înțeleg la ce te-ai blocat, că nu ține minte nimic greu. La spirală. Ce spirală, mă? La spiralele alea continue. Să-mi trag una de țin minte despre ce vorbești. Oricum am trecut de ele, dar degeaba, că până te prind eu din urmă. Bă, dacă vrei, te aștept. Nu. Hai că te aștept dacă e. Potolește-te, mă. Mamă, bă, dar mașina asta are foarte multă putere pe spate, bă, și se ridică de roți. Are putere, dar în același timp îți roțile blocate, nu înțeleg. E foarte suspectă. E ceva ce aș vrea. Aolo! Opa, opa! Da, nu cred că o să trec de obstacolul ăsta. Doamne, ce mă bucur. E greu, mă, e greu că are, e foarte nasol proporționată mașina asta. Roțile de spate și atâta, în rest, la gunoi. Ok, gata, la sunt lângă tine. La gunoi, Creanu Civane, hai că ești lângă mine. Da. Unde ești, mă? Îți lipi de tine. Doamne, iartă-mă. Vezi că am și o hartă să văd unde ești. Mamă, e poliția aici. Oho, mă anunț când ajungi la elicopter. Sunt la elicopter. Bine. Aparent am prins schema la ăstea. Bă, poate, poate cu puțin noroc pe următoarea cursă o să joace și nu ceva, nu? Adevărul e că a fost destul de grea asta, n-am ce zice. Ce gume are în el, mițeană, bă, dar uite-te și tu că mă joc singurel aici. Păi și eu ce să fac, crezi că nu vreau să joc? Da. Da. Așa, bun. Okay, am, hai. Frate, meleu adversar la GTA 5. La toate jocurile, bă, n-am adversar. Mă joc Stumble Guy, joc singur. Mă joc GTA, da, joc da, singur. Da, 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 da. Mă joc Mine City, joc singur. Chiar joc singur acum Mine City. La propriu. Da, în cazul nu pot să cred că m-o dat până aici înapoi. A, oră, vezi că dacă mergi perfect, ai și am înțeles. Am bubuit. Dar nu știu cum și unde ai reușit să te bubui.
nu e un loc unde îi putea băbui, am băbuit random, nu știu nu de ce. Nu dau seama, unde, e undeva în fața mea fix după peretele ăsta alb. Iară. Wow, da, chiar e un perete alb, dar eu nu înțeleg de la ce bubui. Erau niște chestii invizibile undeva, parcă. Păi și tu cum le-ai văzut? Păi dacă călcam pe ele, să le vedem. Okay. Dar nu mă bubui sau ceva, deci nu știu despre ce e vorba. Ești doar tu foarte slab, cred că. Se poate. Hai că aici e lejer de vară, dacă sunt parașutele așa. Iară trebuie să mergem pe pereți, nu te rog! Îmi dă wrong way, ce părere ai despre asta, dar de fapt sunt bine. O greșit drumul. Ok, zi te rog că-i... Vai de capul meu, n-am ajuns, nu pot să cred, am făcut mașina vraiște. Vai ce-mi plac astea de trebuie să mergi cu mașina pe pereți. Mereu îmi pun întrebarea dacă mai termin episodul când dau de destea. Nu că acum am găsit schema. Bă, dar eu nu sunt stare să iau niște curbe la nivelul ăla de nervi am ajuns. Are nerv, nu fricanul, bă. Aoleu, nu! Mamă, că am sărit prea tare acum. Opriți-l pe nofricanul care are nerv, bă! Bă, gata, mă concentrez și se poate. Bun. Orice se poate în această viață de câine. Hai că orice se poate. Fă să vină Crăciunul mâine. Nu. Vezi? Da, mai am 4 checkpoint-uri și devine frustrarea tot mai mare. Nu-mi place harta asta, nu știu de ce. Pur și simplu, fără niciun motiv. Ninge, chiar a venit Crăciunul la mine. Ah, da, adevărat. Bravo, bă, Nocivane. Oh, cu plăcere. Aparent poți face orice, bă, dacă îți dorești în viață. Nu! Mamă, noroc cu roțile din spate. Mamă, și aici pot să trec. Trec început deja. Scoate sunetele de luptă! Da. Ești la parașute cumva? Nu. Am înțeles. Sunt foarte în spate, mă, n-ai cum. La cât ești, mă? Nu o zic. Bun, pentru că eu imediat o să termin harta, dar nu dacă merg tot așa în continuare. Sunt la 32 din 35. Devine totul mai grea. Opa! Două roți cum îmi place numai mie. O anecă nasul. Și pe mine. Bun, și aici ce trebuie să fac? A. Bă, astea-s doze de suc, bă! El e la un suculeț. Păi nu, okay, cum să te iei tu la cafeluță pe cursa aia la altă. El încă se chine, bă, încă încearcă. Okay. Poate, poate. Da, poate nu-mi iau DNF, dar mi-au sigur. Ție stai liniștit. Nu știu unde ești, aia mă enervează. O pot să zic. Iară bombiță, ok, o să-ți lați da, bombița. N-are sens. Eu nu știu niște chestii elementare. La modul dacă pun frână, dacă o să mai pot accelera sau nu. Și păi, e frustrant în anumite condiții. Tu ai înțeles experiența asta. Bă, nu neapărat, pentru că nici eu nu cunosc mașina. Bă, ce trebuie să fac aici, bă? Doamne, nu bă, dar mașina asta e culmea. Zici să mă ridic, dar cum mă ridic? Deci mașina asta e efectiv culmea. Că e ceva e tracțiune putre. Ciudată rău. Păi eu ce am zis? Parcă numai spatele trage la mașina asta. Băi și se întoarce de curt singură. Cred că pe aici trebuie. Da, nu trebuie pe aici. Bă! Noi prea de tot mașina asta. Cred că aici sunt chestii invizibile, cred că. Aici îmi plac chestiile invizibile, nebunesc. Sper să te blochezi acolo. Păi m-am blocat, nu știu ce trebuie să fac, nu pot. Deci dacă și la cursa asta trebuie să renunț, eu nu mai joc GTA. Mă, dar nu înțeleg ce greșesc eu. Efectiv, merg liniștit, iau curba, nu accelerez nimic. Ești, te-am văzut prin apă. Da, pe aici mai petrec eu timpul. Deci m-a ajuns și Nocivanul după 24 de minute și exact când m-a ajuns, m-am gândit eu, bă, am încercat să-i explic lui. Aici ne arată că trebuie să ne ridicăm într-o roată, da? Nu, chiar asta trebuie să facem, frate mele, uită-te, păi foamne, ce ușor a fost! Ții space și W apăsat mai mult timp și dai drumul. Deci eu nu pot să cred așa ceva, bă. Doamne, că plâng 3 zile, cum zice Coștini, uită-te și tu. Cât de ușor a fost! Plâng 3 zile pentru treaba asta.
Uită-te și tu unde era finish-ul. Wow. Doamne, cât de ușor a fost, nu pot să cred. Deci, ireal. Deci efectiv era ultimul checkpoint. Doamne, iartă, și am vrut să renunț, am vrut să renunț și la aia. Și nici nu i-am dat DNF la Nocivanu. Deci nu pot să cred, o venit Nocivanu. Bă, fii antenă, trebuie să ne ridicăm în două roți. Pac! Doamne, iartă. Hai să vedem, asta cred că e mașina aia care are parașută și zboară. Asta poate însemna un singur lucru, că azi avem parte de o cursă grea. Sau să nu fie aia, mă, nu știu. Posibil pare să nu fie. Pare a fi aia, la cum arată harta, nu, în față, întâmplă în munte. Nu, mă, nu e aia, bă, nu pot să cred, mamă! Wow, ok, deci e mașina normală și o hartă care pare normală, dar are cam multe checkpoint-uri, dar... Am înțeles. Bravo. Mersi. Doamne, că nu mai revin. S-a dus Nocivanu Ferrari. Nu, no, m-am dus. Ah, bun. Te-ai dus Ferrari, dar nu unde trebuie. Da, m-am dus în pietre. E bine și așa rău. Da, deja dar mașina mea e spartă toată. Și-a mea. În momentul de față, sincer, îmi pasă doar să terminăm și asta, să nu fie grea, să ne calmăm. Atâta vreau. Și să te bat. Nu, nici nu mă mai interesează, sincer. Nu poți să cred că nu te interesează dacă bine, te bine, hai nu. Să nu exagerăm. Stai că-mi dau respawn, că e prea spartă mașina. Da, și a mea, dar eu mă duc așa. Mamă, dar e lentă, rău. De ce nu-mi dă și mie un Lamborghini ca să mă pot duce Ferrari? Ce? Nimic. Ok, o să mă prefac că n-am auzit asta. Vreau să urcăm pe Ciliad dacă ne bagă pe aici? Da. Cred că, da, nu pot să cred că urcăm pe Ciliad. Urcăm și mai să... What? Credeam okay. Că trebuie să urc pe aia, dar au bubuit. Da, sună un pic suspect, nu știu ce-o putut fi încât să crezi că trebuie să urci, dar nu urci. Nu, pot să-ți explic că tu ești prea în spate pentru mine. Vezi că sunt spatele tău cu un checkpoint. Știu. În cupiști te văd. Am auzit bubuiala aia, dar n-am apucat să văd. Ia uite-l, văd pe africanul. A, trebuie să urcăm Ciliadul, varianta hardcore, înțeleg. Da. A, și obstacole, bine. Păi da, tu ce crezi, că așa ușor? Dar nu putea fi prea ușor. Nici măcar nu vreau să te mai trolez. Ba da, o să faci asta, ba nu. Poate fără să vreau, nu te băga. O să mă lovesc de tine probabil din nu pot să cred. Bă, nu cred. Dă-te, că putem urca. Mamă, ce era să te iau din plin. Hai că poți, știu că poți. Parcă tu te-ai chinuit un pic mai mult. Păi da, a mea e ruptă mașina, nu vezi? A, adevărat, vezi că chiar contează, într-adevăr. Da, ce sincer, vreau să nu te dobor. Efectiv, vreau să văd cât poți să te duci tu dacă te las în pace, fără să-mi iau eu de tine. Wow, e de treaba, Noțanu. Că ai încercat tu să mă dobori acolo, dar m-am abținut. Am luat pe retele, trebuia doar să merg drept și am luat pe retele. Bă, dar derapează mașina asta într-un hal de vine să plâng. What? A, pe aici. Ce greu era. Pe aici în față, leger. Ah, n-a mers. Da. Mamă, ce mi-a plăcut, am putut. Merge. Eu am claxonat acolo în loc să-mi dau respawn. Păi, vezi, încearcă și tu să te oprești, gen, să nu te mai duci dintr-o bucată. Ar fi o idee, nu? Ar fi o idee, da. Da, noroc că am luat checkpoint-ul, că n-am ajuns până acolo. Deci, ca să vă faceți o idee, pentru episodul ăsta, eu filmez în momentul de față de o oră. Ok. Și episodul cât poate să și aibă? 10 minute. Opa. Maxim jumătate de oră, dar n-are jumătate de oră, de fapt. Deci să nu faci și voi o idee. Mamă, ce o să cad aici, ce o să mai cad eu aici. Ok, gata, fii atent. Bine. Vezi că și asta e un pic grea harta. Nici cea mai ușoară. Oh, salut. Și aici ce? Ah, merg așa, chill. Bă, ce faci, mă, iar te duci pe acolo? Păi ce e, mă, aici, că nu ce înțeleg. Ce face, mă, ăsta? N-am înțeles, m-a terifiat. Dă-ți respawn. Doamne, s-o pierdu pe hartă, bă! Nu pot să cred că ai reușit să te pierzi. Dar nici nu-ți dai respawn, este? No. Bine. Wow. Deci ai reușit să faci un obstacol și după aia te-ai întors tot acolo unde încercai. Nu știu cum ai reușit. După săgeți. Păi nu știu ce... ce amuzat mi se pare. Da, îmi place mașina asta. Eu refuz să cred că avem astfel de obstacol. Și mi-a refuz să cred că am reușit să merg. Ce obstacol? Ceva greu. Nu știu să-ți explic. O spirală din aia pe verticală până în cer.
în care trebuie să urci așa, mergând. Aoleu! Nu l-am luat, nu pot să cred că nu l-am luat, plâng 3 zile. Vai de capul meu. Păi de-aia adevărată, te face să plângi 3 zile GTA-ul. Adevărul e că chiar te face. Bă, deci trebuie să mergi așa, în diagonală cumva pe chestia asta. Și la final ai grijă că trebuie să te oprești să vezi pe unde ieși, că nu poți să ieși pe unde vrei tu. A, deci pe unde vor ei, am înțeles. Numai pe o parte-i drum, atâta. Bă, dar cât mai urc, că m-am obosit deja. Oamne, cât de nebun. Bine, mă, bine. Am căzut, dar am luat checkpoint-ul, aia zic. Ok, vin. Suntem abia la jumătatea cursei. Bă, nu, ceva nu, până la urmă, aparent, o găsit drumul. Mă așteptam să vin aici în 2024 să fii tot acolo. Vezi că ești la două checkpoint-uri în față. Ce n-ai băi făcut aici atât? Lasă că vezi tu cum e ăla. Wow! Dacă te crezi zeu. Am nebunit. Nu poți să vertical, cred. Vertical pur și simplu. Da, și tu trebuie să tot mergi așa în cerc, la infinit. Da, în spirală. Stai că aici trebuie să nimerezi perfect centru. Bă, în momentul de față, sincer, aș fi vrut ca mașina asta să zboare. Nu pot să cred că am trecut. Și eu aș fi vrut. Bine, bă, am scăpat de niște chestii ce păreau imposibile. Bine. A, vreau să stau acolo toată cursa. Nici o problemă, eu mă duc să termin. Așa, acum iară trebuie să trecem pe aici. Bă, deci n-am mai nimerit 3 curse atât de grele în viața mea, bă. Bun, hai că am sărit bine și aici. Nu știu ce trebuie să fac sus de tot. Aaa, da, cred că n-am ieșit pe partea bună. Trebuie să te uiți pe harta, altfel n-ai cum. Trebuie să merg foarte încet. Bă, nu neapărat, că poți să-i dai Ferrari să iei checkpoint-ul și nu contează dacă cazi. Eu așa am făcut. Păi da, dar trebuie să și știi când. Păi te uiți pe harta. Eu cu harta, mamă. Cum ajung bă aici, bă? Mai pot să spun o dată că plâng 3 zile? Ultima dată. Nu pot să cred că am dat cu spatele, nu mai știu. Am vrut doar să-mi iau vite. Nu, mă terifiază harta asta complet. Deci e un troll pe harta asta. Uite-te și tu acum am sărit pe... N-ai cum atâta troll. Am sărit prea repede, ajung sus și nu sunt stare să ajung pe aia. Bă, tot e bine că ajung sus măcar. Am ajuns de 2 ori sau de 3 ori până acum. Pe 4 ori ai ajuns. De 5 ori. Hai mă că am trecut, apare nu e așa greu. Mă văitam degeaba. Te văita, bă. De aici? Mama, cum trebuie să mergem pe pereți? Bine, ține-te, Nocivane! Mi s-a făcut rău. Nu doar că mergem pe pereți, avem și obstacole, stai așa. Wow, la pixel, bă! Foarte puțin putea să-mi dea checkpoint-ul, au fost măgari ăștia. Am crezut și eu odată așa. Mamă, ce-mi place aici, stai că e tot mai imposibilă harta. Bine, mă! Ai plâng 3 zile. Mă bucur. N-ai cum. De ce au pus balonul ăsta aici? Cu ce scop? Doamne, iartă-mă, deci trebuie să mergem pe pereți, avem și obstacole și la final e o spirală uriașă. Tare. Doamne, iartă-mă. Nu cred că o să ajung să... Băi, iar am ieșit greșit. Bă, asta nu pare imposibilă spre deosebire de cealaltă, dar pare Bice, greu rău. Cred că mă duc Ferrari și dacă ies bine, ies bine, dacă eu așa, nu... așa am recomandat. Că n-are sens. Bă, dar nu se mai termine, e spirală infinită. Nu pot să cred că am făcut-o și pe asta. Mamă, sunt mândru de mine pe cursa asta. Mamă, deci vă recomand cursa asta. Nu știu cum se numește, din păcate. Da, sper să nu mai aud niciodată de cursa asta în mamă, viața toată asta, lumea să joace. Bă, la 32, hai că nu mă descurc așa rău. Aici am vreun de la de încetinit. Hai că am, dacă e. În vreodată. Hai că de aici încolo o să fiu ușor, promit. Bun. Mamă, nu pot să cred că le-am luat. N-am mai căzut deja de câteva secunde, bă. Wow, fii atent că am și rămas. Bravo. Am luat checkpoint-ul după 3 ani. Perfect. Vezi că mă apropii încet, încet. Chiar termin harta asta. Ne ajută să termin dată. Mamă, chiar iese un episod din toate hărțile astea, nu pot să cred. Ești mândru? Altcineva ar fi filmat, cred că 3 episoade din hărțile astea. Lejer. Bun, sunt la checkpoint-ul 35, hai că mai am puțin. Ce să fac, mă? Mamă, ce bine. Ce?
Unde ești? Din săritura să trec printr-un U. Da, da, da. Ce e ăla? Și vezi că după ce treci trebuie să pici bine, că e un drum îngust. A, tare, tare. Dacă te lovești, aruncă și nu pici bine. Okay. Și după aia trebuie să te întorci, dar la întoarcere e ușor, că ai de unde să-ți iei viteză și toate cele. Hai că pare greu, dar nu-i chiar așa de greu momentan. Câtă viteză trebuie să mi-am comandat în spate de tot? Trebuie din prima să o fac, cred. Bă, prima tură nu, prima tură a fost ușor. Bine, am avut noroc, hai să nu mintem. Dar nu trebuie viteză așa mare. Am avut și eu noroc. Bine. 37 din 48, fiecare checkpoint îl iau, cad. Mai iau unul, cad. Păi așa fac și eu. Nu poți să le iei și să și mergi frumos în continuare. A, ba da, am făcut chestia asta la spirală. Chiar am picat bine, am ieșit bine. Bravo. Sunt spirală, mă, stai un pic. Aia de nu puteai să... A. Doamne, iartă-mă, că vreau să-ți dau o poză cu chestia asta. De ce? Nu, nu pot să-ți explic. M-am blocat pe U acolo cumva. E real, deci trebuia să sar prin... Dar m-am blocat, am suspendat. Mi-a trimis poza, bă, poate cu puțin noroc, că mi-amintesc să o pun pe episod. Doamne, iartă-mă și păzește-mă dacă am văzut în viața mea așa ceva. Mă, stai că pare ușor aici. Și acum am sărit din prima. Nu, nu pare ușor, am exagerat. A, cred că e ceva imposibil aici. Ba, ba, nu, nu, mamă! M-am dus bine din prima. Mamă, ce se întâmplă? Le-am luat din prima pe toate. 40 din 48. Să tot fie curse de astea imposibile, bă. Da, tu nu ești om. De ce? Nu pot să sar aici la U-ul ăsta. Bă, am făcut-o din a doua, sincer. Mamă, iară mergem pe pereți. Bă, pizza-n aia mi s-o răci, bă. Nu e nimic. Nu mai mănânci tu pizza. Ai, măcar am terminat episodul, tot e o chestie. Și acum să mi se stingă PC-ul. Mamă, cum ar fi? Tare. Atunci chiar că aș plânge la propriu 3 zile. Pentru fiecare cursă câte o zi. Hai, du-te, 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 du-te. Du, ce te-ai? Opa, opa, că m-am dus bine. Și eu cred. Nu. Bine, mă, 43. Bine, mă. Merge, mărțoaga, și de aici? Hai că nu pare așa greu. Ok, eu la ce checkpoint sunt? La 30 sunt. Oho, păi mai ai de mâncat un pic. Da, dar măcar cât mare. De cât. Am luat-o bine măcar, mă. Tu la ce checkpoint ești? La 44. A, păi gata. Mai am un pic. Parcă vezi de că iară la finalii ceva. Ce-i mai aici, bă? Asta o rău să aud. Da, am vrut să zic parcă vezi că iară la finalii ceva imposibil și fii antenă de nu chiar e. Ce tare. Stai că nu știu încotro trebuie să o iau. Nu, degeaba o iau pe aici că nu fac nimic. Om wrong way, mă, că e bine, termină cu prostiile. Ești pe aici. Bă, stai că nu știu ce trebuie să fac aici, nu pot să cred. Îți blestemat? Ba, uite că dacă merg așa, cred că merge, mă. Periornitoringule. Nu. Băi, dar rampa asta e ciudată, rău. Mamă, nu pot să cred ce obstacol. N-am mai întâlnit niciodată așa ceva, dar îmi place. Deci sunt la Zeppelin. Știi ce e un Zeppelin, nu? Da. La și balonul ăla, așa. E destul de grea partea asta. La mine nu e greu, e imposibil. Ba, uite că m-am oprit. Nu știu. Ok. Cred că am luat-o un pic greșit, dar în același timp m-am dus pe unde trebuie. Deci nu contează, contează că am ajuns, cred. Ba, am ajuns săițacă. Am ajuns bine, nu pot să cred. Mamă, merit 3 oase pentru asta. Aici. Deci arta asta a fost cea mai tare dintre toate 3. Uau, cât de tare a fost aici în trecut. Dificultate mare, dar totuși posibilă. Deci fii atent, erau spiralele alea și trebuia să ajungi după undeva foarte sus. Și erau lungi de tot, le-am făcut. Bravo, mă. Opa, nu cred că sar din prima. Nu iau checkpoint-ul. Ba da, l-am luat. Mamă, și-am căzut Ferrari și acum nu... Da. Un moment mai trist pentru România. Și unde pentru România? Ba, că m-o spawna bine, what? Hai, okay. Că iau și eu checkpoint-uri mai rapid, acum sunt la checkpoint-ul 33. Da, îmi pare rău că...
Da, ai câștigat, nu? Sunt nevoit să câștig acum și după ce ai trecut și tu degeaba ai trecut. Lasă, frate, că e bine. Sunt și eu la checkpoint-ul 34. Fii antenă, că trec, nu pot să cred. Ai că trec dacă e. Hai, măcar 40 da. Dacă aș prind. Hai că prind. Deci trebuie mai la stânga un pic. Vezi că încă nu e ușor, deci efectiv toată cursa e grea, bă! Deci e bine că am ajuns la checkpoint-ul 35. Oho, foarte respectabil, nu mă așteptam. Bine, nu mă așteptam nici să o mai termin eu. Dar asta e că nu... Nu-i bătut în cuie la cum se... La cum văd aici. E un finish din ăla turbat rău de tot. Bă, deci da, pe toate cursele... La sfârșitul cursei mă blochez, eu n-am văzut așa ceva. Ok, deci trebuie să sar cumva pe mijloc. Mă, da... Așa ceva? Ciudată mașină, frate. A, e ok mașina, nu mă pot plânge așa tare. Nu, dar nu accelerează. Dacă e pus frână, e gata în pantă. Nu pot să cred. Odată pe dreapta, odată pe stânga, odată iar pe dreapta, acum sar și-o pe mijloc sau sal. Imponte se numește ea, mă. Și-au botezat-o careva. Da. Bun, acum o să sar, fie antenă. Sar bine acum, mă, sar bine, nu se pune problema. Dar trebuie să fiu și drept. Bine? Bine, mă! Aia zic. Am mai luat un checkpoint, acum o să fie finish după ăsta. Da, pare destul de greu și la finish. Stai că eu mă concentrez maxim. Viteză chiar sunt tryharder. Bă, te-aș fi lăsat să o termin și tu, dar ținând cum că filmăm deja de o oră și 10 minute. Nu mă mai lăsa să nimic. Băi, ce frustrant e când faci foarte mult dintr-un checkpoint și pici pe la final. Ce frustrant e când ești la finish și după ce pici trebuie să mai mergi încă jumătate de oră și e și greu. Amulă, trebuie să merg foarte mult pe o rampă ca să prind viteză. Ca să mă dea aici și o să sar pe lângă. A, tare. Opa, hai că am nimerit. Am nimerit, bine. Gata, bă! Stai bine, că stare curios unde ai rămas. Mamă, nu pot să cred că am terminat. La checkpoint-ul 36 am rămas. O oră 11 minute și 11 secunde. Hai să vedem unde ești. Checkpoint-ul 36 aici? Sunt eu. A, aici să fac. Hai că aici a fost chiar ușor, a fost lejer aici. Da, da, nu mai are sens să mă chinui acum în ultimele 15 secunde. Da, bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați 3742 de like-uri dacă mai aveți episoade cu Nocivanu, deși nu cred că o să-l mai prindem foarte curând. Vă mulțumesc pentru vizionare și pa, și pa!